Universe Podcasts. Fericirea e acolo unde sunt mai mulți copaci decât oameni. Poți să călătorești cu bani puțini? Da, da. Auschwitz-ul, cum vi s-a părut? Care a fost impactul emoțional cu Auschwitz-ul? Da, e. Eu l-am vizitat într-o duminică, în duminica de Paște și ploua afară. Și noi, tot așa l-am. Da, e. Uite, ăla e, uite, ăla e un clip, că ai întrebat de clip. Ăla e. Ăla e clipul la care am muncit cel mai mult în istoria canalului nostru. Și am descoperit încă o tristă realitate că există o teorie a conspirației și despre Auschwitz, ceea ce eu nu știam. Despre Paris? A fost o sinceră primă impresie. Am avut un șoc, nu știu, auzisem poveștile și cu șobolani la fel. E cât de real se poate faza cu șobolani, adică e plin de șobolani. Mi se pare un haos așa. Nu știu dacă ai văzut în clip, clipul nostru se numește Sindromul Paris. E un sindrom care există cu adevărat. Și un japonez l-a descoperit. Și care-i visul tău acum? Am un apartament, să deschid valiza și să îmi pun hainele în dulap. E exact de ce am fugit, asta vrem acum. Conversația asta pe care o avem acum, fără călătorit, eu nu o aveam cu tine. Dacă mă întrebai acum 5 ani, eram în aer cu toate subiectele astea. Știam, foarte minim, da. Dar călătorind te lovești de ele și stârnesc ceva în tine. Că nu sunt importante hainele, nu sunt importante bijuteriile, o astfel de experiență de călătorit și poți să călătorești cu bani puțin. Nu trebuie neapărat să stai în resorturi de lux, să stai la 5 stele. Îți poate aduce subiecte de discuție și cu oricine. Da, te poți sta la aceeași masă și să discuți de la egal la egal, să schimbi experiențe cu oamenii respectivi. Da. Asta am câștigat noi cel mai mult. Asta am câștigat cel mai mult. Reset cu Răzvan Popescu, un podcast Zunivers. Bine ați venit în Zunivers! Resetul din această săptămână vine cu niște povești de călătorii pe care sunt convins că o să le urmăriți de la cap la coadă, pentru că am invitat niște oameni care și-au făcut din călătorit o meserie. Și o să aflăm de la ei că nu e chiar atât de simplu și nu e neapărat ca o vacanță atunci când filmează vloguri de călătorie. Așa că le spun bun găsit lui Cristi și lui Ralu, bine ați venit! Și mai un lucru complicat, ei sunt cuplu, atenție! Și să știi că nu e deloc, v-ați înhămat la o treabă grea. Da. Asta de a călători și de a lucra împreună. Ești primul care ține cont de chestia asta. Nu? Bine v-am găsit și mulțumim de invitație. Cu mare drag și mă bucur foarte tare. Da. V-am și zis înainte să începem podcastul ăsta că sunt unul dintre abonații voștri. Chiar sunt abonat la canalul vostru, nu doar că vă urmăresc. Și nu ascund, îmi place ce faceți. Mulțumim frumos, mulțumim. Îmi place de fapt că sunteți extrem, extrem de naturali și de umani în toată, tot ce nu sunteți importanți. E cel mai simplu. Când ești tu, știi că nu dai greș. Adică eu mai văzut tot felul de importanți, adică nu e neapărat cel mai simplu. Noi am decis să alegem drumul ăsta, cumva să poți și dormi noaptea, să ne înțelegem și noi, să nu fim diferiți, că după aia îți uiți rolul, știi? Dar să știi că ești primul care spune chestia asta. Ce, că e greu să faci în cuplu treaba? Da. Că e foarte greu. Ești primul care realizează că noi stăm 24 de ore împreună. Și sunt convins că cine spune că într-un cuplu, vai, totul e lapte și miere, perfect, ne înțelegem, ne iubim. Nu, sunt convins că vă certați, sunt convins că aveți idei la un moment dat care nu sunt neapărat aceleași. Tată, nu e ușor să lucrezi cu iubitul, iubita, partenerul, partenera. Deci prima oară când vorbim despre chestia asta, dar e și primul, repet, care întreabă. Noi suntem împreună de, stai să nu dau de gard, 14 ani? 13, da. Aproape am nimerit. Aproape de o viață. Toată viața a fost împreună. Aproape. Adică noi ne-am cunoscut, așa că scurt rezumat, Raluca a crescut toată viața în Spania, practic, de la 8-9 ani. Eu pe la 14, copii de diaspora, ne-am cunoscut acolo. Tu te-ai născut în Spania? Nu. M-am născut în România. Da. Eu am plecat pe la 14 ani, Raluca pe la 7-8. Deci ea e mai mult, din păcate sau din fericire, ea încă se identifică mai mult acolo decât acasă. Dar noi am trăit împreună 10-13 ani sau cât sunt, nu ne-am certat deloc. Nu ne-am certat deloc. Credeam, mamă, suntem cuplu ideal. E bine, până la călătorie, da, la business. Atunci ne-am dat seama că nu suntem atât de perfecți și ca și sfat eu aș recomanda cuplurilor să nu lucreze în același loc. Când pur și simplu nu mai aveți despre ce vorbi. Și da, ne ciondănim și ne... Dar ne certăm pe muncă, nu pe relația noastră. Numai că e foarte greu Și la un moment dat, e adevărat, când ai un partener care lucrează într-un alt domeniu, el vine cu poveștile lui de la muncă, tu vii cu poveștile de la muncă și se mai leagă subiecte de bârfă. Da. Așa, puteți să bârfiți pe diverși de pe stradă când călătoriți sau... Da. Nu ar fi și asta o variantă. Da. Și, dar cu toate astea supraviețuiți.
Da, păi cum? Și nu te aveți, sunteți întregi, adică nu văd că aveți ochi scoși, mâini rupte și așa nu, mai departe. Stăm bine pe machiaj. Dar când, cam care sunt cele mai des întâlnite motive de ceartă între voi, profesional vorbind? Vlogurile. Da. Raluca are un trag de cameră. Raluca are un trag de cameră enorm și probabil o să vadă și de-a lungul interviului, încă după 4 ani de meseria asta, și cumva încercăm să ne împărțim munca și spun, hai, eu mă ocup de partea asta, tu zi astea, și când e momentul ei, ne împodmolim acolo și na, acolo ies certurile, dar în rest, după ce terminăm munca, se rezolvă. Aia e important, că sunteți niște oameni care știți foarte bine să lăsați de la voi, bănuiesc, altfel n-ar fi mers treaba. Da, dacă nu e imposibil. Dacă nu e imposibil. Cum va ideea asta, domne, să faceți din travel, din călătorit, o meserie? Că deja e o meserie, sunteți acum profesioniști. Acum e full-time job. Am fost pe parcurs mai mult. Noi am mers să călătorim și între timp azi facem și câte un filmuleț. Pentru părinți mai mult era, pentru familie. Și până la urmă a ieșit. N-a fost idee de business în niciun moment. Evident. Noi o spunem tot timpul, ne plictiseam. Adică când ne-am gândit noi să plecăm să călătorim un an de zile, în visul, în mintea noastră era, hai, dormim până la 11, face. Asta e că după 3 luni transformi în legumă, nu mai știi ce să faci. Te plictisești. Bun, a fost frumos, ai luat șocul de prima săptămână, ai văzut, ai mâncat, ai gustat, după aceea că nu mai ai ce face. Pur și simplu ne trezeam în fiecare zi și eram, now what? Ce facem acum? Ce facem acum? Da. Și nu, noi mai cunoșteam oameni în domeniul ăsta, eu mai mult, cunoșteam oameni care făceau asta și am zis, hai să încerc. Și am pus câteva clipuri și de acolo, ușor, ușor, a devenit muncă și, din păcate, acum nu mai e neapărat, înainte era pasiunea noastră de călătorii care ne ducea în X destinații, acum ne duce cumva jobul și noi după, știi? Da, plece la o pasiune, după care, într-adevăr, devine și o obligație, că aici e partea foarte interesantă, dar voi înainte de asta ce făceați? Cu ce vă ocupați? Noi, oameni super simpli, adică eu lucram la un rent-a-car foarte mare, care a fost și în România la un moment dat, da. Am început de jos până am fost office manager în Benidorm. Acolo mi-am dat demisia și lucrat la un sports bar. Noi am trăit în Benidorm, probabil știu mulți oameni de loc. E un loc turistic, un fel de Mamaia pe steroizi. Da. Și asta era în turism. Am văzut și apartamentul da. Cu foarte multe geamuri și cu un view superb. Frumos. Puteți să-l închiriați pe Airbnb, mă gândesc. Da, nu, că ăla, adică apartamentul a fost... Noi am făcut o greșeală mare acolo. Noi am stat în chirie în același apartament 14 ani. Și după ce am plecat, ca să îl menținem, că noi îl avem la prețul bun, stau părinții mei în el, dar tot închiriat e. Adică nu e cumpărat să poți să-l subînchiriezi, da. Adică practic stau părinții mei în el ca să nu-l pierdem, că l-avem de atâția ani și na, l-am făcut al nostru practic. E o prostie enormă. Ce m-a impresionat foarte tare pe mine, urmărindu-vă în lunile astea bune de când v-am descoperit, că tu ești foarte atașat de România. Am observat, recunosc mai bine la tine, dar cred că și tu ai aceeași perspectivă, dar la el vorbește cu foarte mare drag despre România. Și vorbește despre România ca fiind casa, despre român, ca despre noi, deși ai an bun, aproape mai bine de jumătate din viața ta ai trăit-o în Spania. Amândoi avem mai mulți ani afară decât aici, plus încă 4 care au fost nicăieri, adică ăștia 4 de când călătorim. E adevărat că ei adică la ea nu poți să plantezi un naționalism, un patriotism într-un om așa. Acum dacă mă întrebi unde e casă, o să spun Spania. Ia tot. Da, uite că văd că tricoul tău are un tricolor. Dar spuneai că acasă e Spania dintr-un motiv pe care e lezne să-l înțelegi, că cele mai frumoase amintiri și le avem legate de copilărie. Și dacă tu ești de la 7 ani acolo... Eu am crescut mai mult, adică ce mi-aduc eu aminti, mai mult din Spania decât în România. Corect, dar acum îți recrezi amintirile făcând și vlogging de treabă. Descoper România și eu. Noi am avut noroc cu jobul ăsta la un moment dat, că ne-a readus acasă. Eu personal n-am călcat România 15 ani. Da. Deloc. Și acum în ultimii 3 venim aproape 2 ori pe an. Odată. Acum avem o oportunitate... Ca să înțelegem, eu vin și din Valea Jiului, adică nu, cu toții știu, acolo e foarte gri totul, e foarte... Scris. Exact, de unde din Valea Jiului? Din Petroșani. Din Petroșani, da. Să faci o imagine din asta. Tu și Natanticu, ce sunteți imaginea portrapelului Petroșaniului. Păi noi să ne punem în ziare, unde dea cheia orașului. Exact. Sau cheia minei. Dar când trăiești în străinătate, și asta o știu cu toții, ești bombardat doar de informații rele. Doar de informații. E adevărat că la noi se întâmplă niște chestii care sunt așa de bune de pus pe sticlă, dar numai pe astea le primești.
Și e greu cumva să te reîntorci, știi? Dar odată ce vii aici, trezezi că România e superbă, frate. România e superbă, mai ales după ce am călătorit atât timp. Crede-mă, dacă am avea o infrastructură de transport un pic mai bună, căi ferate, nu există țară în partea asta Europei care se compare cu România la nivel turistic. Deci nu există, din niciun punct de vedere. Și asta vine de la un om care a umblat. Am umblat și am umblat mult și am văzut și Europa, am văzut cam toate părțile Europei, toate punctele, nu toate țările, dar pe zone, că Europa e foarte similară. Toată fosta Iugoslavie, tot. Nu există comparație cu ce avem în România. Am fost recent în Harghita, frate, Elveția. Harghita e superbă. Maramureș e superb. Bucovina e la fel. E incredibil cât de frumos. Trebuie doar să găsim o modalitate de a ne mișca mai rapid. Să ajungem mai repede în locurile alea. Și de exemplu, din București până în Bucovina, până la Dureu, de exemplu, faci 6-7 ore. Am făcut eu 5 din Mamaia ieri până aici. Să zicem că din Mamaia până aici ce să mai faci, că autostradă e acolo, oarecum s-a făcut ceva, dar să ajungi până la Dureu sau până la Broșteni sau în locuri din Bucovina, faci 6-7 ore consolidate în trafic. Dar 15 ani n-am încălcat, ai plecat la 14 ani, aveai oarecum amintiri deja conturate. Da. Cum s-a părut diferența între România de acum 15, 16, 17 ani versus România de astăzi? E schimbată mult în bine. Uite, noi stăm zi de zi aici, nu vedeți, dar eu mai am conversații cu oameni care trăiesc afară. Am adus părinții mei, este o serie întreagă de vloguri care a mers foarte bine, i-am adus pe ei mei acasă din nou. E o schimbare enormă. România s-a transformat în bine mult rău, tot asta e... Știi, și tu când mergi la sală, dacă mergi la sală 4 luni și te uiți la tine în oglindă, tu nu vezi schimbarea. Dacă te văd de vară, dacă nu te-a văzut 4 luni, o să remarci ceva. La fel și cu asta. S-a schimbat foarte mult, a evoluat foarte mult. Zone și zone, evident, mai este de lucrat, dar tu te în Apuseni. N-am fost în Apuseni acum 4 ani, sau nu, acum 3 ani, drum oribil. Am fost anul trecut, s-a reparat drum. Merge, ajungi imediat. Peisajele sunt mișto, cazări au apărut ca ciupercile, peste tot restaurante bune sunt. Trebuie să și vrei să le vezi. Adică noi suntem foarte critici cu noi în sine, ca și popor. Suntem super critici. Noi vrem să fie niște chestii la noi mai bune sau mai ieftine doar pentru că sunt la noi. Nu... Că li se cuvin. Da, că la noi trebuie să fie ieftin și exact, trebuie să fie ieftin. Păi nu, că poate. În Bulgaria e mai ieftin. Păi da, așa și. De ce la noi trebuie să fie mai ieftin? Ca în Bulgaria sau ca în Turcia? Astea sunt prețurile noastre. Dacă sunt, se plătesc și aia. Poate suferim la un moment dat la capitolul servicii, mă gândesc. Parcă nu avem aceeași amabilitate pe care o găsim la turci, de exemplu. Sau... Da, dar suntem diferiți din punct de vedere cultural. Adică astea, noi deși ne băgăm în subiect, acum să zicem în jurul oamenii, noi deși de din punct de vedere geografic nu suntem neapărat în Balcan, dar ca cultură mai avem niște balcanisme noi de care încercăm să scăpăm, dar le avem. Nici sârbii sau nu știu, nici în Croația nu sunt oamenii, te iau în brațe și te pupă. Nu suntem spanioli, nu suntem... Nu suntem greci. Deci în Cehia nu te ia nimeni în brațe. Nu te ia nimeni, ce suntem. Mai acri ca la Praga, eu rar am întâlnit undeva în lumea asta oameni. Noi suntem un popor foarte dificil de înțeles. Ultimii latini, la noi e mai complicat. E și un mix foarte interesant. Dar eu mizez pe România, pe long term, foarte tare. Dacă nu, n-am fi făcut nimic, adică am fi putut continua în spaniolă, poate drumul ar fi fost mai greu, dar la sfârșit premiul ar fi fost mult mai mare. Dar eu văd potențial, adică amândoi vedem potențial aici. Mare rău tot în turism. În ce ți-e mai ușor să te exprimi? În spaniolă sau în română? Depinde. La ea e clar. La tine e clar în spaniolă, corect? Da. Ai un... Să știi că și în România vorbesc foarte mulți oameni spaniolă datorită telenovelelor, așa că... Dar tu care limbă simți că e aia? De fapt, în ce limbă gândești? Că aici e, de fapt... Bună întrebare, asta e bună. Că... Vorbesc română pe vloguri, citesc o grămadă în engleză. Și vorbesc acasă în spaniolă. Noi vorbim un mix foarte ciudat, noi doi, pe care probabil înțelegem doar noi și cei care vorbesc ambele limbi. Vorbim română-spaniolă. Dar cred că în română. Cred că română. Pentru că de obicei îți faci propoziția într-o limbă, o traduci și o exprimi. No, asta oamenii care gândesc ce zic. La mine e așa, pur și simplu ies. Câte țări aveți bifate până acum? Nu le mai numără de mult, dar avem peste 50, cred. Peste 50. Nu numărăm țări, nu prea le numărăm. Doar când ne cere lumea, ne întreabă lumea câte sunt. Dar nu le numărăm pentru că repetăm multe, stăm mult, adică sunt oameni care fac 7 țări în 7 zile, noi avem țări în care stăm câte 4 luni. Dar, da, sunt vreo 50, cred că sunt. Cât ați fost cel mai mult plecat de acasă ca și durată de timp? 8 luni, în primul an, când a început și pandemia. Adică noi am plecat în octombrie, 2019. Și v-a prins pandemia. Uh-huh. În decembrie la noi deja exista, că noi eram în Coreea, la noi deja era pandemia, la voi mai dura un pic până să vină. Și atunci a stat 8 luni, că am stat și vreo 3 blocați în Bali. Dar în rest, până în 6-7 venim,
ori aici, ori în Spania, oriunde. Sunt două săptămâni și plecăm. Deci, nu vi se întâmplă câteodată să obosiți de atâtea camere de hotel? Da, oh. Da. Mai ales anul ăsta. Ne-am mutat maxim la 3 zile și a fost foarte obositor. Care-i visul tău acum? Am un apartament, să deschid valiza și să îmi pun hainele în dulap. E exact de ce am fugit, asta vrem acum. Da. De ce vă întreb? Pentru că și eu simt lucrul ăsta. Deși îmi place foarte mult să călătoresc, la un moment dat, după 2 săptămâni, 3, nu vorbesc de luni, de plecat, zic, băi, vreau acasă. Adică vreau acasă să nu mai tării trollerul ăla după mine, să pun hainele în dulap și așa mai departe, să stea acolo. Deci avem nevoie de rutina aia, să te trezești dimineața, să faci munca, apoi să iau, nu știu, să faci și să gătești. Să vedem un serial, să gătești, da. Să gătești. A zis Raluca pe un live, râdeau ăștia, nu-i putea ce, măi, mi-e dur să dau cu mătura. Da, da. Să am unde să dau cu mătura. Mătrește prin hotelul, nu știu, trebuie fetele alea de pe care vin, nu știu. Nu ne e dor neapărat de casă, adică să ne întoarcem, dar ne e dor să stăm undeva, adică să ne simțim ca acasă. De exemplu, uite, în Chișinău, noi am avut un apartament pe Airbnb 7 zile, am filmat 2 zile din 7 și restul 5 am și avut noroc că a plouat, am stat. Mi-am făcut mâncare eu. Ai fost la cumpărături? Da, mi-am curățat cartofi, mi-am făcut, mi-am luat steak, mi-am luat, hai, viața. Lux, am băut o bere pe terasă, eu singur. Asta trebuie să înțelegem, că deși din exterior pare extraordinar, gata, domnule, mă duc și călătoresc, nu gătesc, nu fac nimic, la un moment dat o să ducem și dorul activităților ăsta. Tot timpul. Tot orice timpul. E dus într-o extremă, indiferent de extremă, da. Că e bună sau că e rea, nu e bine, nu e bun. Depinde, nu știu, dacă eu am cunoscut oameni care au încercat să fac chestia asta și nu din motive financiare s-au întors acasă. Adică au spus, bă, nu. Nu e pentru noi. Nu pot, frate, nu pot. Și pe la un moment dat, cel mai mare risc în meseria asta sau în hobby-ul ăsta e când lucrurile se normalizează prea tare. Adică să ajungi într-o țară și să fii... fie o rutină. Da. E trist rău de tot. Pe mine asta mă sperie cel mai mult când ajunge undeva. De aia, în ultima perioadă, am început cu China, cu nordul Indiei, la granițe, Siria, Irak, să mai simțim ceva. Pentru că Europa, într-adevăr, cel puțin în zona asta de Uniunea Europeană, lucrurile sunt destul de standardizate. Da. Nu, da, vreau... Ce ai văzut o capitală, practic le-ai văzut pe toate. Cel puțin pe zone, așa, o împărți în 4 zone Europa și e foarte repetitivă. Noi în Europa ce avem însă, nouă ne e dor de Europa de multe ori și tot timpul spunem când ne întoarcem să prețuiască lumea ce are aici. Că noi cu problemele noastre aici în Europa, măcar suntem stabili, nu avem crize din astea să se devalueze moneda ori 5.000 ca prin Liban sau cine știe ce țări. Nu stau polițiști cu mitraliere pe stradă toată ziua, măcar avem chestiile astea, dacă se zice că autobuzul vin la 9, în mare parte din țări, în restul lumii e... Când Europa se este un leagăn de civilizație și de libertate până la urmă, cu toate imperfecțiunile pe care orice viață le are. Știi care e faza? Noi trăim în cel mai bun rău, să zic așa, dintre toate. Dacă ai de ales, cu problemele ei aici, cel mai bine. Credeți-mă că am văzut o grămadă de țări, noi nu suntem turiști să mergem 2 zile și să bifez 2 muzee. O piațetă și, centrul orașului. Și am plecat. Nu, stăm acolo, stăm mult și vorbim cu oamenii și facem mult research despre situația actuală a țării. Pentru că atracțiile turistice alea 10 au fost acolo și vor mai fi și peste 20 de ani, dar sunt... Fiecare țară trece printr-un moment acum. De exemplu, cum am fost în Liban eu nu m-am axat pe nimic de ce ține turism. Am axat pe ceea ce pățesc oamenii în ziua de azi. Că s-a devaluat moneda aia, deci mai cumpără 5 portocale cu salariul lor. În condițiile în care în anii 80 în Liban era un nivel de trai, cred că peste, nu vorbim de România, peste ce se întâmplă în țările din Uniunea Europeană, vechime, țările din Occident. Da. Și asta e important, când ne mai plângem foarte mult și asta mi-o spun și mie. Eventual să faci un trip așa într-o țară din asta, din afară Uniunii Europene, stai pe acolo o lună, să te lovești de niște realități, chiar dacă tu nu le simți neapărat, că tu mergi cu euro în buzunar și ești bine. Dar să vedem că la noi e super, credem, e super. Asta vă diferențiază pe voi, că mergeți foarte mult și în zona asta de dedesubturi ale vieții oamenilor și o faceți extrem de didactic. Adică rămâne omul cu ceva din ce faceți voi acolo, fără a complica informația foarte tare, fără a încerca să păreți voi mai deștepți, încerca să păreți voi cei de la catedră. Doar deschideți apetitul și pofta. Exact. Păi ia să văd ce... Asta vrem. Ce au făcut oamenii acolo? Hai că mă duc și eu să simt pe pielea mea. Și v-aș întreba, care e țara în care nu v-ați mai întoarce niciodată din astea pe care le-ați vizitat? Sau locul în care nu v-ați mai întoarce? Cred că sunt două. Două? Hai zi tu una și eu zic pe alaltă.
că sunt aceleași tot timpul. Azerbaijan cred că e una dintre ele. Azerbaijan de ce? Las că mă bag eu, că e de politică acolo. Și cealaltă? Cealaltă? Republica, cred. Da, bine. Cred. Te mai duce? Nu, dar... Republica Dominicană. Vreau să cred că a fost pentru un moment. A fost pandemia, n-a fost turism și așa și nu ne-am simțit în siguranță și vreau să gândesc că a fost de la pandemie. A, crezi că acum a fi mai bine? Da. Dar sunt mulți oameni care visează la o vacanță în Republica Dominicană. Da. Da, dar la resurs. Eu în Republica Dominicană, deci mi-ar plăcea să fie duminică, de luni până duminică. Lumea când se gândește la Republica Dominicană, Punta Cana, resorturi. Exact. Plajă, te duci în resort și nu ești de acolo. Noi ieșim pe din afară și vedem... Și vezi niște chestii. Uite, eu personal nu apreciez genul ăsta de locații tip resort. Locații de asta, uite, n-am fost niciodată până acum în Egipt, deși e o destinație foarte la modă, pentru că nu vreau să merg într-un resort să văd ce. Și de acum cu rechinul nici că mai merg. Asta nu mai zic. M-a bătut Dumnezeu să văd video-ul ăla. Nu mai. Și de asta nu apreciez foarte tare aceste locații care te limitează la un areal extrem de confortabil. Da. Mă gândesc că, nu știu, depinde ce. Nu știu, nici noi n-am fost niciodată. Am zis că am experimentat o dată mai mult ca să avem material de video, știi, să vedem ce caută oamenii acolo. Aș putea poate 3 zile eventual după o Siria sau după un Irak să mă bag 3-4 zile acolo. Un soi de cantonament, da, de dar relaxare. Dacă nu, nici noi. Dar ai spus Azerbaijan. Azerbaijan, eu știu că Baku fură ochii oamenilor, ne-a furat ochii și nouă. Da, e un oraș extrem de luxos și de occidental. Dubai, ca și Caspic, e superb. Baku e superb. Începând la procedura de viză, unde ți-o dau sau nu ți-o dau, depinde. Noi am plătit extra să o luăm din timp. În fine, am ajuns în Baku, am fost foarte impresionați, dar nu vezi nicăieri pe lume o țară care schimbă atât de drastic la 2 km de capitală. Nu, de la stația de autobuz din capitală. Deci totul... e o democrație în asta unde se dă președinția din tată în fiu și când ai trecut deci un soi de monarhie când ai prezidențială când ai trecut de Baku din stație, e 1930 maxim, deci n-am văzut așa ceva nici. Foarte greu să te miști și cum te miști. Totul trist, posomorât, imaginează-ți România în anii tranziție, așa rece tot, faci griul ăla din anii 90. Griul ăla e toată țara, nu te înțelegi cu nimeni, transportul e oribil. Avem un video cu transportul până în Cuba, cred că se numește, un sat la munte. Mă, nene, mă, găini, semințe, scaun, veneau oameni cu scaun sub braț, se puneau între rânduri, știi? Scaunul meu era cu cordelină. Chestii pe care le-am trăit prin zona asta lumii, dar noi nu încercam să arătăm altceva. Adică n-aveam un Baku, știi? Zici, ia uite cine suntem noi. Da, România era gri de la cap la coadă. Adică asta a fost situația și în multe țări. Asta e situația. Se mai vede și prin Georgia, deși, na. Se întâmplă. De obicei, prin fostă Uniunea Sovietică, se văd chestiile astea. Dar ei încearcă să dea o imagine de super lux, dar e atât. Numai că e adevărat că mare parte a oamenilor nu ies din Baku, știi? Merg la Formula 1, merg la... Am fost la cel mai mare mall din Baku și era tot închis. Tot închis. Nu sună povestea cu mall-uri, cu vitrine enorme și nu într-un nimic? Am mai văzut și povestea asta. Deci e singura țară în care ne-am întors după ce am fost prin 4-5 locații despre care am citit unul și am zis, bă, hai că o fi mai bine, o fi mai bine, o fi mai bine. Și chiar am încercat. Ne-am întors 10 zile în Baku, în capitală, și am stat în apartament și n-am făcut nimic. Tot am stat acolo așteptând să treacă timpul, că na, noi călătorim și pe buget și dacă am un bilet de avion luat pe care am dat 500 de euro, nu mai dau încă 500 să-l modific. Ăla, mă duc ăla. Și ne-am pus în Azerbaijan, în Baku, acolo, am stat în apartament și am așteptat să treacă timpul. N-aveam efectiv nimic de făcut. Nimic, absolut nimic. Și eu știu că pe mulți oameni deranjează, că fiecare țară are oamenii care o îndrăgesc, dar noi mereu am spus lucrurilor pe nume, adică nu recomand Baku nimănui. Nimănui. Interesant. Sau Azerbaijan. Deși, uite, eu până la povestea voastră aveam impresia asta, pentru că am fost impresionat când s-a organizat Eurovision în Azerbaijan. Uh-huh. Și acolo am zis, uite, domne, ce e în țara asta. E adevărat, cu un regim politic dubios, eu nu sunt cel mai mare admirator al țărilor cu regim politic pseudo-democratic, de asta nu sunt cel mai mare fan al țărilor din Orientul Mijlociu. Da. De asta nu sunt un admirator al Dubaiului, de exemplu. Ești omul meu. Deși acolo e un lux și știi câte înjurături am primit noi luna trecută că am spus n-am trăit în Abu Dhabi nici pe 10.000 de euro. Ne-am înjurat toți care și-au mutat firme pe acolo și au... Nu sunt fan, pur și simplu.
Există foarte multe oferte imobiliare în zona asta de Dubai. Nu spun că e bine sau e rău ca cineva să investească acolo, dar eu personal nu stat de relaxat să pun niște bani munciți în mâna unui șeic care poate la un moment dat se supără, se trezește prost dispus și zice, plecați mă toți cu apartamentele voastre. Eu am o teorie, spun tot timpul același lucru. Dacă ajungi într-o țară, noi să ne înțelegem, sau cel puțin eu, eu eram mult mai prost înainte, vorbesc foarte serios. Toți sunt tentatori deci, să fim proști. Eu am învățat chestii călătorind. Că lumea spune, a, bă, tu nu știi despre țara aia că X, bă, nu știam, eventual când o să ajung acolo, să mă pun să învăț și aflu chestii în timp ce călătoresc, văd că avem greșeli în comun toate țările, dar când ajungi într-o țară și vezi poza președintelui pe perete, la hotel, la restaurant, la aeroport, pe stradă, din metru, nu-i bine. Adică am văzut asta și în Qatar și în Dubai. Da, astea nu sunt democrații reale, adică toată lumea e cu tablou acolo, că îl vrei, că nu-l vrei, ești cu tablou peste tot. Asta e un semn de cult, de... Da. Iar voi, eu am prins puțin, voi chiar deloc, perioada în care și în România poza unui om era pe toate, pe toate gardurile și nu cred că era cel mai bun lucru. Nu arată, adică denotă o chestie. Eu asta le spun tuturor oamenilor. Când călătoriți, fiți atenți. Dacă sunt multe poze, aveți grijă ce vorbiți, aveți grijă ce faceți, ce postați. Eu, de exemplu, știu sigur că eu în Azerbaijan nu mă mai duc. Că am spus chestiile astea pe video și eu nu mă mai duc. Clar. Deci Azerbaijan ar fi o dată și a doua oară Republica Dominicană. De ce totuși Republica Dominicană? A fost, deci ca statistică, deși multă lume nu știe, în Republica Dominicană sunt de 8 ori mai multe jafuri decât în Brazilia. În Brazilia nu e un standard de safetyness. Da, e o țară pe care eu n-am vizitat-o tocmai dintr-o rațiune de securitate, deși au fost prieteni și mi-au zis că nu e. Dar statistic, în Republica Dominicană se întâmplă multe chestii. De-aia resorturile din Punta Cana, acum știu că sunt mulți oameni care se vor supăra că merg acolo de ani de zile, dar de-aia resorturile au bodyguard, au om cu pușca la ușă. Noi am fost și am explorat, are pistol, adică... Exact, noi am explorat toată țara, am fost până în nord, în Samana, în, cum zice, Las Terenas, am umblat, am văzut jaf în fața noastră, noi am scăpat doar pentru că era mașina numărul 2 la semafor și nu prima. Scooter venim pe contrasens, macete, frumos, deschis mașina aluia și cuțit de tupare. Luat tot ce a putut să ia. Da, păi el a lăsat în viață. Da, că și el a salutat, și el avea mașină, adică oamenii sunt pregătiți. Și era, se filma pe atunci o emisiune care ieși la noi. Se filmează Insula Iubirii. Insula Iubirii, exact. Și cameramanul turcilor, că era emisiune făcută în Turcia, a fost în jurghiune 33 de ori în același sat unde stăteam noi pentru un telefon. Bă, 33, mă, pentru un telefon, adică prețul vieții e total altceva acolo. Și noi eram singuri. Eu eram, mai țin minte când venea pe plajă la cu maimuța. Așa eram eu cu Ralu, ea albă, blondă, singurii turiști, că era pandemie, nu mergea nimeni. Noi am mers unde am mai putut. Când am ajuns acolo, deci mergeam pe stradă și oamenii stăteau așa. Știu că se aude microfonul un pic mai rău acum, când au pe spate. Stăteau așa și noi treceam și erau așa. Vă scanau... Da, și ei făceau... Zic, mă, și... Sunt oameni, frate. Am ajuns la o cascadă, Salto de Limon, cred că se numește. Salto de Limon. Așa. Știi, călăgia de cascadă, copii sărind, femei urlând. Mă, când am ajuns noi... Ți-a făcut liniște. Da. Totală. Și toată lumea era așa. Mi-a fost jenă să mă bag, să fac baie sau... Cred. Adică simți cumva atenția asta pe tine non-stop și știi că se întâmplă multe chestii și vezi că se întâmplă multe chestii și ești într-o perioadă în care, să zici că din 1 milion de turiști pățeau 10.000 ceva. Noi, eu cred că eram 6 toți în toată țara și erai și țintă tot timpul, adică în momentele aia de criză când ei nu mai aveau, toată țara era sărăcită, noi eram un blanc cu țina pe spate, adică nu ni s-a întâmplat nimic și acum ne amintim și râde și glumim, dar atunci a fost un stres constant pentru noi. Repet, nu s-a întâmplat nimic, nu mai vreau să trec prin chestia aia. A fost prima dată când am dormit cu niște scaune la ușă în apartament. Da, am mai povestit asta o dată, da. Că auzeam, aveam apartamentul ăla cu... Ca să intri trebuie să pui cod. Cod, da. Și se auzea pim, 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 pim. Că erau oameni care testau codul. Da. Am avut scaun la ușă și încuiată și ușa camerei, că noi aveam apartament. Adică niște senzații prin care nu vrei să treci. Poate țara e superbă acum sau te duci. Eu nu mai vreau. Adică mi-e de ajuns odată, știi? Da. Astea două sunt. Da, interesant. Și despre Paris? Știu că nu sunteți cei mai mari, ca să continuăm cu țările astea. Știu că nu sunteți cei mai mari fani ai orașului iubirii. Da. A fost, adică a fost o sinceră primă impresie. Să nu
adică nu vreau să degenerazez, chiar după interviul ăsta am întâlnit cu un bun prieten, care probabil cunoaște voi, cu Peghenu, iubitul Lorei, cu Ionuz, care am avut, cu Ionuz, da, am avut o ceartă enormă pe subiectul ăsta, că lui îi place foarte mult și mie nu. Și chiar eram în bac atunci, bine mă, stai în bacul tău, știa el ce zicea. Prima impresie, mă, e dură, nu știu, ai fost? Evident, de multe ori. Și nu ți se pare că e... Mie mi s-a întâmplat, eu sunt personal admirator al Franței, adică okay. Franța, dar eu nu vorbesc tuturor, nu știu, că Franța nu e Paris. Asta e altceva, adică, eu de Franța nu zic. Dacă vrea cineva, cum nici Londra nu e Anglia, adică da. Dacă cineva vrea să cunoască Franța în toată splendoarea ei, Parisul... trebuie să-l lase ultimul sau eventual să-l vadă primul, ca după aia să își dea seama că sunt multe locuri superbe în toată Franța. Eu, în atâtea țări în care am călătorit cu această frumoasă fată care nu vorbește deloc, da, că dar... de-aia ne înțelegem că știu. N-am văzut nicăieri, nu știu cum se numește, care e varianta frumoasă? Eu zic unde că... merg oamenii la baie să-și facă treburi în public? Da. Urinalele alea, sau cum se numesc? Există, ce pisoare se pisoare, numesc, da, dar sunt în stradă. Eu n-am văzut în viața mea. Le-am mai văzut, mai sunt și în alte orașe din Franța. Da, în Delhi am văzut eu. Eu altundeva n-am văzut. Și să văd și un om care să o folosească pe mine, asta mă, nu știu. Da, și sunt multe zone în centrul Parisului care miros a urină. E adevărat. Rău de tot. Rău. Și cel puțin în Gara de Nord, acolo. Bine, Gara e oricum un loc sketchy cam pe toate capitalele europene. Dar eu n-am văzut așa ceva și bătăi. Noi am stat două bătăi zile. La metrou. Nu știu, poate nimeni nu e prost, dar noi vedeam bătăi, scandaluri, non-stop, adică am stat într-un hotel foarte bun, 4 stele, pe colaborare. Barter, ce să faci? Exact. Dar am avut un șoc, nu știu, auzisem poveștile și cu șobolani la fel. E cât de real se poate faza cu șobolani, adică e plin de șobolani. Și noi am fost în octombrie. Când nu mai e așa cald. Da, și era plin. Are locuri foarte frumoase și străzi foarte frumoase, e adevărat. Are o arhitectură incredibilă, dar nu prea poți să treci cu vederea și alea cu bicicletele, cum merg cu bicicletele, cum le-au construit alea de nu mai știi, trec peste tot, mașini, biciclete, intră ea peste tine, se intersectează cu trecerile de pietoni, mi se pare un haos orașul. Dar este în continuare cel mai vizitat oraș din lume. Da? Da, e... Credeam că e Bangkok. Dacă nu e cel mai, atunci e în top. E genul ăla de oraș, genul ăla de destinație pe care orice american, orice chinez, asta orice indian și-o dorește. Nu știu dacă ai văzut în clip, clipul nostru se numește Sindromul Paris. E un sindrom care există cu adevărat. Un japonez l-a descoperit și în principiu s-a desat japonezilor care vin și au șocul vieților și au simptome cât se poate de reale. Da, dar să vii din Japonia, care este o țară... Păi, da. Păi și nu e trist asta pentru noi ca europeni. Eu am ajuns odată în Paris după 2 săptămâni în Japonia. Și într-adevăr... Și tu nu ești japoneză. Și șocul a fost uriaș. Dintr-o țară în care totul este la linie, la dungă. Nu, n-am văzut 4 mucuri de țigară în 5 orașe pe care le-am vizitat. Ajungi la Paris unde vezi te izbește. Vezi crumierele pline. Da, vezi totul plin. Plin, tocmai. Și mie asta mi se pare. Eu asta am spus în video. De multe ori, voi știți că sunteți expuși publicului. Tu zici un lucru și după se interpretează în toate chestiile astea. Asta e un lucru pe noi nu ne-a pregătit nimeni pentru așa ceva. Știi? Să ne audă 100.000 de oameni. Dar eu asta am spus că e cumva rău pentru noi ca Paris să fie emblema Europei. Că e exact locul la care visează americanul, la care visează chinezul, la care visează japonezul. Și scuză-mă, când vine ăla din... Bine, nu știu cum o fi New York-ul, dar hai să zicem, când vine ăla din Tokyo și se dă jos în Gara de Nord... Și nu asta din București, din micul Paris, ci aia din Paris. Aia din Paris, păi la revedere, pa. Ăla dacă ar putea să-l întoarce, să sui în avion și ar pleca. Dacă ar putea, probabil ar zborul mai târziu, ceea că mai dau o șansă. Da, e tristuț. Pe de altă parte, sunt niște restaurante senzaționale în Paris, sunt niște... Da, e clar că oferta e enormă. Adică, dar cred că s-ar putea face mult mai bine în Paris. Ar putea să aibă mult mai mare grijă. Noi când am ajuns era și întrerupt trenul de la aeroport. La noi s-au adunat mai multe. Am stat după valize o oră jumate. Trenul nu mergea, trebuia să luăm un tren, să ne schimbăm altundeva. Trenuri erau și alea. Se mai plânge lumea de trenul la noi. Păi trenul cu care am mers noi de la aeroport era la fel. Era tot desenat, spart, ca un rupt. Era făi și amar. Pe de altă parte, TGV-urile din Franța sunt o minune. Adică am mers cu ele de multe ori și nu... Asta zic, eu mă limitez doar la Paris. Vreau să merg în Normandia, vreau să merg acolo la castele. Îți recomand. Da, probabil să-mi schimb părerea. Știi? Dar ne-au scris foarte mulți oameni care trăiesc în Paris și spun că s-a degradat enorm în ultimii ani. Adică nu am fost noi chiar nebuni de tot. Nu sunteți. Ceva, de-aia v-am întrebat. Ceva, am văzut noi. Să apăs butonul ăsta. Și noi veneam și din Calgary, în Canada, care la fel, super curat, super... Am rămas, eram... What? Ce se întâmplă aici?
Și care-i loc? Hai să am alunecat puțin prea mult spre rău, deși nu o facem cu ură, din contră, vorbind din experiențele noastre. Care e locul în care v-ați întoarce acum? Deci dacă ar veni cineva și zice, mergeți cu mine în locul ăla, v-ați ridicat de la masă și ați pleca. Cred că în Canada, unde o să plecăm. Canada, clar. Thailanda tot timpul. Da. Thailanda tot timpul. Și Thailanda. Că acolo am început și acolo mergem în fiecare an să ne odihnim, să ne... Slovenia, aici, aproape de noi. Și Germania, la fel. Mie îmi place Germania. Știu că multă lume are chestii în contra Germaniei. Mie îmi place foarte mult. Mi se pare că încă are 4 anotimpuri, ceea ce e un plus enorm pentru mine. Transportul e super ok, super eficient, prețurile nu sunt atât de mari. Deci cam astea ar fi. Canada, Germania, Thailanda, Din ce constate îți plac țările foarte, foarte curate? Mi-ai dat exemplu de țări. Slovenia, da, e o țară extrem Slovenia de curată. Slovenia e extraordinară. A fost șocul călătoriei noastre acum 2 ani. Slovenia, Logar Valley, dacă cineva are drum curate prin partea aia lumii, Logar Valley, mergeți acolo și stați și clipiți, stingeți telefoane, nu faceți nimic altceva. Slovenia e superbă. Și atât de aproape și mi se pare că lumea nu merge. Am vrut să zic nimeni, dar mi se pare că nu prea merg oameni. Nu cred că există o din asta de români care merg în Slovenia, foarte mulți, știi? Și e superbă. E exact curățenia aia sau cum sunt nemții cu toată partea frumoasă a Italiei, știi? Amestecate într-o țară făcută pachet. E o Italia curată, da, o Italia organizată sau nemțească. O Germanie romantică, aș putea să o numesc. Asta da, e de fapt. E superbă. Superb. Au frumusețea Italiei, respectiv organizarea Germaniei. Exact. Da, și Slovenia e o țară care nu are un marketing pe cât l-ar merita. Nu are marketing cu Croației sau Dubrovnicului, de exemplu. Da, Croația la fel. Sunt locuri faine în Croația, dar nu cred... Noi n-am găsit o plajă din asta extraordinară, cu nisip fin, nu știu, cred că toate sunt de pietre în Croația. Întreb, nu știu. E posibil. Noi am găsit numai pietre, am fost 3-4 insule, am fost pe o insulă foarte frumoasă numită Pag, care e tot așa de sare, acolo se face un miel extraordinar din cauza climei. Noi de-aia, eu am ales, și vreau să mănânc miel acolo. Arată așa ca pe lună totul, dar în rest foarte multe plaje de pietre. Și, ca să ne întoarcem la întrebarea inițială, Thailanda e, trebuie să meargă toată lumea. Când vor să iasă în Europa prima oară, acolo să meargă, știi? Că e starting point-ul perfect. E comod, e totul pregătit și oricâți oameni ar merge și merg tot mai mulți, tot are ceva. Țara aia are ceva. Thailanda care? Zona aia de resorturi sau zona de orașe, de capitală? Ca să înțeleg, la noi orice spunem, excludeți partea cu resorturi că n-am fost. Dar nu, tot. Bangkok e o metropolă incredibilă. Îți oferă absolut orice. Orice. Repet, orice. Insulele sunt superbe, nordul e superb. Noi am mers, am făcut cu un scooter, am plecat din Chiang Mai, din nord, până la granița cu Myanmar și am și trecut-o un pic. Că ne-a lăsat ofițerul de acolo să facem o poză, dar am făcut un drum pe scooter 14 zile. Ai tot ce vrei, tot. Peisaje, servicii top, mâncare extraordinară, plajă, orașe mari, locuri de relax, ai absolut tot, adică nu există ceva să vrei tu să faci în Thailanda, să nu poți. Și care e perioada din an cea mai bună pentru mers în Thailanda? Iarna la noi. Din octombrie, noiembrie, până prin februarie, martie. Acum. Asta înseamnă că perioada asta de vară nu e ok, pentru că și plouă mult. Plouă, umiditate. Vin alea, în spaniol se numesc monsones. Nu știu, da, monsoni. Așa. Da. Vezi, da. Am uitat. Păi, cum vine lumea? Cum o să zice la voi? Dar și se pare că e o răutate gratuită pentru că anii luăm mult pe chestia asta. Vorbești totuși în vlogurile alea o jumătate de oră în continuu. Da. Și nu îți dai seama, foarte puțin îți dai seama. Da, doar dacă ești foarte atent. Bine, dacă te uiți la primele clipuri din primul an, ferească-mă Dumnezeu ce era acolo. Eu le-aș șterge pe toate, dar nu mă las să-l ia. Cred că Ralu de asta este puțin timidă. Că nu are... Eu aș face bilingv vlogul vostru. Cu Ralu în spaniolă și cu tine în limba română. Spun, zic, iubita, tăi în spaniolă, că pun eu subtitrări, nu înțelege lumea oricum. Na. Dar la ea e de cameră mai mult decât de limbă. E de cameră. Eu m-am obișnuit și oamenii la fel. Ia spune-ne, iubita, ceva. În spaniol. În spaniol. Vorbește în spaniol. Da. Care e țara cea mai scumpă pe care ați vizitat-o? Țara aia care v-a dat scurt circuit la buzunare? Mamaia, sunt weekend ăsta. Vorbim și despre mamaia, dacă vreți. Atât, chiar, uite că ne întoarcem la întrebarea asta, dar fac o paranteză. Chiar e real mamaia o destinație scumpă sau e doar un soi de folclor urban? Nu, e scumpă.
Nu hate-uiesc, nu hate-uiesc mama aia, pe bune, adică știu că e, nu, ne-a plăcut, dar e scumpă, nu, n-ai cum să negi chestia asta, e scumpă, doar că, cum ai spus și tu, având atâtea probleme în servicii, cumva la noi alea bune trebuie să le plătești mult, știi? Exact. Pentru că sunt mai puține și avem sezonul scurt, lumea se gândește la asta. Noi avem 2 luni de sezon, adică ăla care a băgat 15 milioane în hotelul ăla, că prețurile nu le fixează el, trebuie să scoată banii cumva, știi? Pot să înțeleg. În unele cazuri pot să înțeleg. Asta e un lucru pe care mulți români nu-l înțeleg că, și cred că este motivul pentru care litoralul românesc nu poate să crească mai mult. Pentru că e foarte greu să convingi un om să investească o groază de bani pentru 2 luni de activitate. Da. Hai, 3 luni, așa, pus într-un optimist de ăsta absurd. Da. De asta. Pe de altă parte, există exemplul Bulgariei, care au aceeași climă. Da, dar nu știu, bine, n-am fost în Bulgaria, dar oare e la fel? Adică, bun, în Mamaia dai mai mulți bani, dar acolo unde te duci în Bulgaria primești aceleași chestii? Să nu uităm că totuși în Mamaia, vrem, nu vrem, e cumva cine merge e crem de la crem. Adică noi am văzut în weekendul ăsta cam ce oameni sunt pe acolo. Știi? Nu trebuie să fie neapărat Mamaia ceea ce dă, ce reprezintă 100% litoralul românesc. E top notch din litoralul românesc. Există și alte stațiuni, există și alte locuri. Nu suntem experți, pentru că noi am fost la mare 2 ori în viața noastră aici. Dar cumva luăm tot timpul, revenind, noi luăm ce e mai scump de la noi și comparăm cu orice altceva din altă țară. Da, nu facem Mamaia cu Saint-Tropez, nu compara cu alt loc. Nu compara cu Benidorm, de exemplu, că nu nici lumea. Bă, în Benidorm e mai ieftin. Păi, compara cu Ibița, compara cu Marbella. Să vezi compară că atunci nu mai e așa scump. Cu Dubrovnik. Da, nu mai e așa scump. Care știi? Dubrovnicul, la fel, pe mine m-a șocat că am plecat cu niște așteptări și am găsit niște prețuri peste Costa de Azur. Full peste tot. Te calcă lumea în picioare. Asta zic. Dar să ne întoarcem la cele mai scumpe locuri. Locurile alea care v-au dat scurt circuit la buget. Stockholm a fost foarte scump. Stockholm, da. Canada e scumpă, dacă cumva te aștepți, nu e nicio surpriză. Hong Kong, în China, noi ne-am luat șoc în China. În China, în Beijing, când a lăsat o grămadă de bani și încă și acum ne gândim pe ce. Foarte scump. Bine, pe bune, nu știu pe ce am cheltuit banii. Dar am cheltuit o grămadă de bani în China. Am stat 5 zile și am cheltuit ceea ce, undeva la 250 de euro pe zi, ceea ce pentru noi e enorm. Adică noi nu ne lăfăim nicăieri. Nu m-am întrebat pe ce, dar am cheltuit o grămadă de bani. Grecia e scumpă vara și acum țara care mi se pare că nu poți să te apropii de ea deloc e Italia. Italia e untouchable acum. În perioada de sezon sau în perioada general? De sezon, în perioada de sezon. Și anul ăsta mai ales. Când ne-am tot uitat, mi se pare că e nu te apropii. Nu dai scroll pe Instagram și numai Italia vezi? Da, e lumea buluc în Italia. Sunt și zonele alea de la mare din Italia sunt superbe cu adevărat. Da, da. Cinque Terre și toată partea. Uite, că despre asta n-am vorbit. Italia, din punctul meu de vedere, e cea mai frumoasă țară de pe pământ. De departe. Le are pe toate. E copilul ăla și-a luat toate jucăriile. Nu spuneți asta până nu vedeți Franța în totalitate. Nu știu. Franța, cum a zis, că am pus așa. Am lăsat-o deoparte. Dar nu, mi se pare că Italia are tot. Absolut tot. Cultură, artă, gastronomie, oameni, istorie, mare, munte, orașe, tot, absolut tot. Franța are și ocean. Bine, mă, mai e Franța. Dar nu, e posibil ca după ce... O să facem și o să te suni. Și să mă suni. Să-mi zici, ai avut dreptate sau nu ai avut dreptate? Adică e total corect să... Pot să n-am dreptate, dar din punctul meu de vedere, subiectiv, clar că există o doză de subiectivism, Franța este peste Italia. Bun, țin cont. Așa. Noi vrem să mergem dar în Normandie. Nu Parisul. Nu Parisul, dar nu, nici Roma nu neapărat. Nu e. Iar într-o zonă, iar în Normandia, în momentul în care veți vedea Mont Saint-Michel, o să vi se taie răsuflarea. Bun. Da? Deci țineți minte. Promit că te sun. Da, chiar. Că la noi chiar, adică se întâmplă, vrei nu vrei, noi mergem, știi? Adică exact, e jocul vostru. Până la urmă trebuie să ajungem și acolo. Și urmează să vedeți că așa e. Deci Italia e scumpă. Da, zic că anul ăsta mi se pare scump, foarte scump. Iar Suedia, Stockholm. Da. Sau țările nordice în general. Nu. Noi n-am fost doar în Suedia. În Copenhaga și în Stockholm și în Laponia, dar în Laponia suedeză. Da, nu știu. Eu aș băga și Oman. Și Oman e scumpicel, da. Hopa, Oman. Oman e scumpicel, da. Dar e... Merită. Își merită banii. Dar e scumpicel ca orice țară din Middle East acum, la modă, e scumpicică, da. Și nu sunt, de exemplu, la domeniul cazări, sunt scumpe și slabe, din păcate.
dar asta nu e o chestie tot așa arabă, știi, curățenia cu... Nu vreau să jignesc, dar nu, e un standard ăsta, adică local. Se vede tot timpul. În țările arabe, nivelul de curățenie nu e ca la noi. Adică 3 stele din Europa nu se compară cu 3 stele din zona aia. Oh, nu. Adică dacă vrei să stai... Trebuie să duci la 5. Dacă vrei 3 stele de Europa, trebuie să duci măcar la 4. 4 și un pic, da. 4 spre 5. Da. Am stabilit asta cu scumpetea, deci dacă vreți să vă rupă fâșul Suedia, da. Italia, țările nordice, în general, Copenhaga și... Europa e scumpă, cam toate e scumpă acum, Europa. Mai ales în ultimul an jumate, ceva de genul, de când cu inflația, Europa e scumpă. Corea de Sud nu e ieftină, Japonia știi tu că nu e ieftină, cam pe acolo. Care sunt următoarele destinații pe care le aveți pe listă ca și vloguri? Ia zi, iubita. Ia spune-ne tot. Avem acum Canada, vrem să mergem în Argentina și puțin în America Latina. Stăm pe acolo prin zona Patagonia, cam până la sfârșit de an. Așteptăm să facă cald, că acum ninge. Astea sunt Chile, Argentina, Paraguay. Astea sunt. Eu vă întreb că, cine știe, poate le dați idei și altora. Sunteți niște oameni curajoși, unii ar zice părinții voștri, cred că ar zice chiar inconștienți, pentru că ați ales la un moment dat să faceți vloguri în Siria. Recent. Da, e o țară măcinată de război, da. De vreo 10 ani de zile și ați transmis mesajul în materialele voastre că, de fapt, totuși, lucrurile nu sunt atât de rele precum am crede noi cei care stăm și ne uităm aici la televizor. Beirut arată mult mai rău decât Damasc. Așa. Surprinzător. Da, de departe. Războiul care... terminat în Siria. Beirut au avut și explozia. Aia zic că a fost acea explozie. Care... Sunt și cu criza asta lor, cu criza monetară și se rupe inima, se întâmplă și în Beirut, și în Liban. Dar Siria nu e, acum nu se mai întâmplă nimic. Ce au făcut acolo, le-au dat, nu pot să oamenii ăștia care au provocat războiul sau cei pe care știm și noi, aia cu cele 4 sigle, ăia nu dispar complet. Le-au dat o locație din Siria, există un mic oraș unde ei fac legea, dar în principiu cam aia e, știi? Adică nu ies din area, nu părea să schimb cinta. I-au lăsat acolo și își văd treaba lor. Ai foarte multe controle. Noi treceam un checkpoint și dacă mă opream eu să filmez, imediat suna telefonul ghidii, spuneau, ați trecut de noi și deja la ora asta trebuia să fiți la următorul checkpoint, unde sunteți? Tot timpul. Seara sunau, unde sunteți, la ce bar stați? Sunau cine? Sunau autoritățile, poliția. Da. Adică în momentul în care intri în țară, acolo ești oarecum ești monitorizat și înregistrat și urmărit. Da. Dar lumea are, adică multă lume ar crede că e ceva, domne, datele mele, e protecția ta. Adică noi am apreciat foarte mult să știe tot despre noi, că, doamne ferește, să pățești ceva, e bine să știe. Să sune ceva din jumătate de oră unde suntem. Suna cine? Poliția? Sau? Suna poliția sau armata mai degrabă, suna ghida noastră. Din câte știm noi, nu suntem siguri, dar în proporție de 85% din câte știm noi, nu poți merge fără o agenție, nu poți merge pe cont propriu. Și chiar dacă prin absurd ai intra, nu și-are rostul că o să-ți petrești tot timpul la checkpoint-uri, dând explicații din mâini unor soldați ce naiba cauți tu acolo, știi? Dar nefiind o destinație turistică, da, nu vin turiștii grămadă acum. Nu. Păi, dacă te uiți, cam toți merg la aceleași hoteluri, adică eram în hotel, mai erau doi turiști și eu eram cu toți, adică ne vedeam pe toate orașele, eram aceiași. Și dacă există oameni dornici de astfel de experiențe, contactează o agenție, da. Există în România sau în afară? Nu. Noi am găsit agenție de acolo, locală, care și-a făcut treaba excelent. Dai un ban, dai Siria, până la urmă, pe noi ne-a costat la 1700 de euro 5 zile. Ceva de gen. Plus ce mai cheltuie pe acolo, 2000. Acolo nu cheltui bani. Acolo parfumurile au un dolar. Totul era foarte ieftin acolo. Tutunul, 2 dolari. Totul era super ieftin. Dar trebuie să iei legătura cu agenție care să te ducă acolo. Pentru că ei îți fac și viza. Noi ne-am făcut viza pe la diplomatici. Pe la... Trebuie să te ajute repede. Au venit după noi. Altfel la graniță. Nu ai nicio șansă. Dar nu e atât de periculos precum ar crede lumea. Eu am fost plăcut surprinsă. Da. Femeile sunt foarte frumoase, nu sunt acoperite, sunt machiate cu tocuri, pantaloni scurți. Da. Fost la plajă. O plajă, a ieșit la Marea Mediterană, eu nu știam.
Eu de asta zic, eu învăț mergând. Eu nu știam că Siria are ieșire. Păi cea mai frumoasă lecție de geografie asta o, e, o da. Primești călătorind. Adică una e să ai o hartă în față și să înveți mecanic niște orașe și niște țări care nu-ți spun nimic, sunt doar niște nume, și alta e să încerci să interacționezi. Da. Am fost, există o insulă populată acolo, singura insulă din Siria. Uite, asta e o chestie frumoasă. Am fost pe insulă acolo, am vizitat, nu era cea mai frumoasă insulă, era foarte murdară. Avea o singură barcă, care pleca când era plină, atât. La un moment dat ne gândeam, zic, mă, să plătim noi oare să plece, dar dădeam cumva un semn de asta de aroganță, vezi, doamne, a venit europeanul să-și arate el care 20 de dolari, știi? Am stat acolo cu minți, am așteptat, cred că o cursă de 8 minute, am așteptat 2 ore ca să facem 8 minute cu barca. Și s-a adunat tot mai multă lume și niște bătrâni au întrebat de unde suntem, au întrebat pe ghidea noastră și am spus România. Deci n-am văzut un zâmbet mai curat. Și o bucurie mai mare. Băi, nene, sclipeau ochii și mi-a zis, ce faci, Constanța? După aia ne-a povestit prin ajutorul ghidei, bine, a și vorbit, strălcea ceva românește, uite, la mine, cum era, ce arăta, făcea uși ceva, în fine. Mi-a zis și bine, a zis la noi, da, a zis la noi aici pe insulă engleză, nu, dar română vorbește jumătate de insulă. Și mie mi-a căzut fața, că toți veneau aici, în Constanța, veneau la Ceaușescu, veneau cu vapoare, stăteau pe aici cu săptămânile, știi? Și mi s-a părut super tare că după 30 și ceva de ani, mai țineau minte câteva cuvinte și erau super fericiți și încântați, știi? Adevărul că ei duceau dorul. Lideri din România. Nu, și liderului nostru îi duceau dorul foarte mult, știi? Adică mi-explicau de ce era mai bine atunci. Știi? Da. Puteam să-l explicăm și noi de ce totul de ce era nu, chiar da. Mai bine, da? Să intra da. Într-o da, polemică zis, nu, inutilă. E prea dificil cu translator să facem chestia asta, știi? Dar a fost foarte frumos să auzi atâția oameni vorbind câteva cuvinte română tocmai în Siria. În zona aia de lume culegem roadele politicii din 89, chiar și în Africa. Sunt foarte multe țări mari cu pașapoarte puternice. Cetățenilor stau la intrare în țară pentru viză, iar noi trecem Tanzania, dacă nu mă înșel, una dintre ele. Avem multe. Deci sunt multe state puternice. Noi de chestia asta putem vorbi pentru că ne lovim. Cum era, ce se întâmpla, noi nu putem spune foarte mult neapărat că eram, adică eu m-am născut în 91, iar 92, știm și noi poveștile pe care știe toată lumea, dar din punct de vedere, adică diplomatic extern, era as. Noi intrăm, pașaportul românesc nu e un pașaport rău, deloc. Da, except în Statele Unite, unde avem nevoie exact, de viză. Asta ne întreba lumea pe noi, de ce nu schimbăm la cer spaniol? Unul la mână nu vreau să-mi pierd naționalitatea, pentru că în Spania nu există dublă cetățenie. Am înțeles că e o discuție acum, să se renunțe la... Vin alegerile, tot timpul e discuția. Ai Castellon, unde toți sunt români și asta le promiți, că îți dau dublă cetățenie, votează și după aia uităm, asta se întâmplă de când... Cât am stat noi în Spania. A, deci există genul ăsta de promisiuni electorale la alții? Peste tot, numai depinde cât de mult le ascunzi, știi? La noi, uneori, mai uităm să le ascundem, le facem toate, le normalizăm. Dar se întâmplă, îți dai seama? Deci dai un pașaport bun. În afară de Statele Unite, mergi. În America Latină face aproape toată. Unde Statele Unite viza nu e chiar un capăt de țară, adică se obține relativ ușor. Nu. Și e să tatea țări pe lume, adică să te întristezi, să-ți faci inima rea că una nu-ți dă sau e un proces mai greu, oricum e inevitabil să scăpăm și de viza aia, știi? Să ne întoarcem la viața din Siria și la experiența voastră de acolo, care e una de admirat. Repet, pare la prima vedere un soi de nebunie. N-au ăștia toate țiclele pe casă. E o nebunie să mergi cum am mers noi cu camera. E o nebunie. Eu am vrut să merg singur, ea așa tăcută cu mine, merge cu mine până la capătul lumii. Păi, la propriu sunteți o echipă. La propriu, că o duc în Patagonia, adică... Corect, sunteți o echipă și e foarte importantă prezența ei. Da, e. N-aș face, o prezență feminină îndulcește mult. Și nu aș face nimic fără ea, asta e clar. E clar, nu aș face nimic fără ea, nici să călătoresc, nici să fac video, nici să fac nimic. Da, bine, totuși la început am zis că merge el singur și eu rămân în Liban. Dar până la urmă ori amândoi, ori niciunul. Să mergi cu camera e greu. Există un soi de reținere. Și acolo președintele nu e cel mai democrat dintre... Poza lui e pe la hoteluri, e peste tot? E peste tot, da. Și nu te duci, adică te duci acolo și poate spui o chestie în video care se înțelege greșit, adică n-aș fi primul vlogger arestat pe undeva. Vezi, Bold a fost arestat și la prin Rusia, se întâmplă. Să mergi cu camera e o nebunie, pentru că soldații când văd camera se întreabă ce cauți, de unde ești, e spion, ești trimis de America, ești trimis de Rusia, ești trimis de... Jurnalist. Ești jurnalist, a fost arestat un jurnalist din Germania, în Siria.
Asta e o nebunie. Și statutul de vlogger încă e destul de incert, adică nu există, jurnaliștii au un soi de legitimație, sunt... Sunt cumva blindați de o chestie. E a patra putere în stat, ceva, exact. Au o instituție, niște instituții, niște sindicate în spate. Vloggerii momentan sunt într-o zonă la mijloc. Pe noi ne bagă cumva la jurnaliști și asta, adică e o jignire la adresa jurnaliștilor să ne bagi pe noi la jurnaliști, că până mea n-am făcut școală, nici marea majoritate dintre noi n-am făcut nimic în domeniul ăsta, doar ne filmăm pe noi, dar ne bagă în categoria asta, însă nu avem beneficiile categoriei, știi? Și e cumva riscant. Și în China am pățit să vină să mă întrebe jurnalist când am auzit, Doamne, nu, nici nu-mi plac, nu vreau să au nimic, nu, doar pentru mine filmez. Dar să te duci tu singur, așa, tu, ca și turist, cu o agenție serioasă, nu e periculos. Nu e periculos deloc. Adică, în țările astea, tot timpul spun același lucru. Pericolul e punctual. Adică, ești aici și s-a întâmplat, Doamne ferește, ceva, a explodat ceva și te-a mijlocul... luat pe tine și pe încă câțiva. Dar asta e... Na, se poate întâmpla. S-a întâmplat și la noi în Europa. N-ar fi... Da. Însă sunt alte țări unde pericolul poate fi oricine. În Siria nu e cazul. Oamenii sunt extraordinar de primitori, extraordinar de prietenoși, de curioși. Viață cât se poate de normală. Cât se poate de normală, doar că vezi soldați pe stradă. Atât, nimic altceva. Și rămășițele războiului, îți dai seama. Dar, repet, Beirut nu crezi că arată mult mai bine astăzi. Da. Homs din Siria, care a fost cel mai afectat oraș împreună cu Aleppo, e ceva ce o să ne bântuie ani de zile asta. Așa. Am și văzut imaginile alea apocaliptice. Dar cred că le vom vedea cu siguranță și în Ucraina, după ce lucrurile se vor liniști. Da. În Ucraina n-ați fost tentat să mergeți? Am fost până în Cernăuț acum un an, atât. O să-mi pun prieteni în cap chestia asta. Acum, să mergi acum în Ucraina... Deși au fost colegi de breaslă. E... cum să spun, nu mergi să descoperi tu Ucraina acum, mergi ca să atragi atenția și să faci un ban. Adică nu, eu nu pot să cred că mă trezesc cu mine din azi, zic, Doamne, oare ce mai fi mă de văzut în Ucraina azi? Dacă mergi, mergi să profiți de cât de tare sună... Conjunctura. Pe de altă parte, poți să vezi cum trăiesc niște oameni, cât de normal pot să trăiască niște oameni într-o țară în care e război. Noi am fost, să-mi spun, în Cernăuți. Cernăuțiul nu a fost singura zonă nebombardată din Ucraina. Da. Păi e aproape, e risc. Da. Dar se au sirenele și viața își continuă cursul. Asta e o chestie pe care, din nou, o vezi călătorind mult, că indiferent se întâmplă... Vezi și militar pe acolo. Da, dar e doable, adică nu. Vezi că omul se adaptează la orice. Și, în general, un alt lucru pe care îl vezi călătorind e că, deși la știri se spune despre un anume loc că într-un anume loc a avut loc un eveniment extrem de rău, asta nu înseamnă că toată viața în zona respectivă e afectată. Și că la 100 de metri distanță, 200 de metri, un kilometru, oamenii își duc viața normal. Da, da, păi nu au ce să facă. Adică, asta spun, oamenii trăiesc oricum, se adaptează. În Siria au salarii $20. Cum trăiesc? Magie. Trăiesc. Lumea, viața își continuă cursul, știi? Dar probabil o să vedem imagini foarte sfâșietoare și din Ucraina, evident. Homs o să ne bântuie mult. Adică a fost singura oară, din câte mi-am aduc aminte, când a zis gata, plec, nu mai. Nu mai vreau să ne mai ducă, să ne mai arate, oricum era și riscant. Am zis, nu mai vreau să văd. Adică am prins ideea, nu mai vreau. Nu mai voiam să mai văd nimic. Nu-mi imagineam că poate să trăiască lumea în așa condiții încă. Au avut și cu tremur. Da. Deci, au fost loviți în toate... Din toate părți. Au fost mediatizat foarte puternic în Turcia, dar și în Siria a fost extrem de afectat. Adică lumea, la nivel general, are percepția că în Turcia ce norocere a fost, dar iată și peste graniță. Da, și în Turcia s-a întâmplat, nu încerc să minimizez, dar ăștia aveau oricum o infrastructură dărâmată. Adică asta le mai lipsea. Servicii de urgență aproape inexistente și așa mai departe. Mergeam pe acolo prin Homs, pe străduța dintre blocuri. Și efectiv mi-era frică, dacă bate vântul mai tare, gata, aici nu ne mai găsi nimeni. Totul era să stea pe un fir de ață, toate blocurile alea. Și vedeai oamenii cu plăsoța, cu cartofi, mergea, intra în casă. Nu mai avea partea asta de perete. Da. Și era în casă acolo. Și uitându-ne, ne dăm seama cât de puține lucruri avem nevoie ca să, ca să trăim. Yeah. Și că nu e ultimul model de telefon neapărat o prioritate, nici nu știu ce haină de firmă. E o chestie interesantă aici, că astea le vezi, dar le uiți.
Repede. Da. Imediat vrei. Cu binele te obișnuiești imediat. Da, da. Imediat. Instant. Asta ne spune noi tot timpul. Uite-mă, iubita, că nu ne mai plângem. Peste o săptămână iar am probleme de astea lumea întâi. Ne-am întors în România. Mega. Ne-am întors în România sau în Europa. Da, gata, imediat revii. Dar în zona asta de lume, cum e văzută Europa în general și România în special? Bă, România nu are o imagine, dacă România are imagine rea, între ghilimele, e în principiu în țările noastre de aici, aproape, da. Pe unde am... Și nici atât de rea față da, de cum era acum 10 ani. Dacă ar fi să cauți un loc unde România are reputație rea, e pe aici. În rest, nu, cum am vorbit și înainte, România are istorial bun de aport financiar prin țări din astea și relații bune și din păcate există multe locuri pe pământ unde nu prea știu mai nimic. Eventual poți să o forțezi cu un Hagi, cu Dracula, cu Halep, cu Halep, săracă, ce fac acum cu ea. În rest, nu, nimic mai mult de atât. Nu. În Canada, de exemplu, toată lumea are o imagine bună despre România, pentru că cei care au emigrat către Canada au fost cumva crem de la creme, au luat ce a fost mai bun. Și în multe țări, din păcate, nu știu prea auzit de noi, adică asta da, e... sunt mulți care nu n-au auzit, pentru că suntem o țară mică, totuși. Dar Europa e o zonă spre care ei doresc să vină? Există știri despre migrația din zona aia de lume extrem de multe. Da, da. Și bănuiesc că, și ați zis și voi în vlogurile voastre, că sunt foarte mulți sirieni, de exemplu, care au... rude deja în Europa sau nu e sirian care să n-aibă o persoană pe care să o cunoască au deja mai în Europa. Mare diaspora din lume, da. Toată lumea visează să plece și e normal chestia asta. Adică am plecat noi atâți ani cum și nu eram atât de rău. Era război la noi. Da, e normal. Păi cred că ei și noi avem cea mai mare diaspora. Cred că România e a doua după Siria. Sau era acolo câțiva ani. Și ca să fac trecerea către o altă locație de voastră, Albania e țara cu populația cea mai mare din afara, care trece în afara țării. Nu știam. Da, exact. Albania mișto a fost când am fost în Albania. La fel, o surpriză plăcută. Noi știam despre Albania. Nu știu care e reputația Albaniei în România, dar în Spania, unde am crescut noi, era no-go, era Irak. Am început să o descoperim și noi decât de 2 ani de zile, mai ales zona de litoral. Da, păi e Grecia pentru mai ieftină. E mai ieftină și totuși e aceeași apă. Da. Păi mi se pare, noi am fost în Xamil sau cum se numea? Da, cred că se vede, e o parte unde e vizibil, Corfu, cred, că le vezi. Da. Sunt aproape, știi? Și din punct de vedere cultural nu sunt atât de diferite. Sunt musulmani, dar sunt musulmani din ăștia... Nepracticanți, neapărat. Dar cum, în ce sens v-a surprins Albania? Păi asta că noi știam, în Spania era, la un moment dat, pentru spanioli, era singura țară unde n-aveai voie să meargă. Le era interzis. N-aveai voie. Dacă te duceai în Albania și aveai ceva pe pașaport, rămâneai fără pașaport, te arestau, te întrebau ce cauți acolo. Motivul? Liderul pe care l-au avut, mă gândesc, că era și la paranoic. Nu știu, era no-go zone, mafie. Asta până în ce an? Recent, cred că până prin 2000. Era acolo toate mașinile sfurate, toată mafie, te omoară. Oricum, mafia albaneză e cunoscută ca fiind una extrem de agresivă. Agresivă. Dar când am ajuns acolo, în Tirana a fost ok. Repet, aici ai un avantaj fiind român. Poate dacă vii din Tokyo în Tirana, te cam sperie un pic, dar... Mi-aduc aminte în Tirana, omul de unde a stat noi la apartament a făcut facultatea în București. Da, vorbea românește și el. Deci, plus okay. Că, apropo de legătura România cu Albania, e știut că imnul Albaniei este, este scris de Ciprian Porumbescu. Ciprian Porumbescu, da. Și atunci... Mi-au spus, spuneau ei, eu din nou, altă chestie pe care am aflat de la ei, nu de la noi. Eu nu știam. Clar, ai și stat mulți ani în Spania. Și asta ne spuneau ei, România, Orenta, ce am temă? Ce-ai cunoscut? Le-ți-a vorbit frumos, da. Exact. Da, și litoralul, extraordinar. Transportul greoi, maxi, taxi... Mașinile toate erau toate ciobite. Nu era o mașină întreagă. Da. Dacă vrei să vezi șoferi proști, ăia stat. Albania și Georgia. N-am văzut așa ceva. Viața mea. Deci e mai proști șoferi în Albania și Georgia. Nu există în Georgia, nu există mașină cu spoiler. Vorbesc serios. Provoc pe oricine, merge în Georgia, să trimite o poză a unei mașini cu spoiler. Toate mașinile... Toate sunt de la drumuri. Nu, sunt lovite. Deci noi am mers cu un autobuz din Batumi în Tbilisi și au sărit pistoanele, am rămas pe drum. Am mers într a treia cu 140. A ieșit fumul prin capotă și intra pe geamurile din spate. Eu am crezut ne-au făcut bagajele. Ceva din spate, da. Și ne-au lăsat în drum la autostop. Că i-au sărit, i-a explodat motorul.
Și nu unul, toate drumurile pe care le-am avut în Georgia au fost bătături în palmă așa de câte ții acolo. N-am văzut așa ceva niciodată. Georgia are niște peisaje fabuloase. Da. E superbă, e superbă. Și mâncare, un vin bun. Și vinul. Se spune că i-ar fi inventat vinul. Asta e legenda. Superb, George. Eu am inventat vinul și francezii au profitat. Și francezii au profitat și au făcut campanie. Da? Exact, și au făcut marketing bun pentru vinul georgienilor. Dar e o destinație pe care o recomandați, Georgia. Da. Nu e pe lista, adică n-am auzit, n-am prieteni care zic unde mergi la vară sau unde mergi acum în vacanță, în Georgia. Nu, încă nu, dar crește, crește. Noi am văzut români în Georgia, ne trimit oameni poze din Georgia, mergând la restaurantele pe la care am fost noi. Are cea mai bună climă, după părerea mea. Pentru că ei fiind acolo în zona aia, cum se numește? Cum îi zice? În Caucaz, nu? Da. Da. Au clima ideală. Acolo nu e nici frig, nici cald. Ai munții aia, sunt extraordinari, superbi, superbi. Eu recunosc că am văzut în Asia Express Georgia și... Da, eu am vorbit cu cineva din producția Asia Express înainte să meargă ei, că noi fusesem înainte și le-am povestit cam ce o să găsească. E adevărat că nu se vorbește engleză deloc și limba rusă te-ar ajuta, dacă poți. Dar Batumi arată... Eu nu m-am șocat când am ajuns în Batumi, la Marea Neagră acolo, pe litoralul lor. E plin de cazinouri, că mai trec din Turcia unde nu sunt, dar impecabil de super și niște prețuri de... Câteodată întrebam, zic, sunt sigură că atât trebuie să vă dăm pe masa asta. Super, super ieftin totul. Clima bună. În Tbilisi au început să așeze foarte mulți nomazi să trăiască acolo, pentru că e un oraș superb, modern, foarte fain, foarte, foarte fain. Și nici urmă de pericol sau cine știe ce, oameni agresivi sau mergeți, dacă puteți, Georgia, clar. Și din punct de vedere politic, cum ți s-a părut țara? Mai spre ce mai era spre noi, sau mai spre ce... Mai spre noi, mult mai spre noi. Am fost în Tel Aviv, se numește, lumea crede că este un Tel Aviv, Tel Aviv se numește, e regiunea vinicolă, cred că se spune, unde se face vinul, da. Și acolo toată lumea din asta trăiește. Și am intrat la un om în casă, efectiv. Aveți vin? Da, veniți. Perfect. Ne-am pus cu el la masă, vorbea engleză decent și o degustare de vin s-a transformat în... Într-un talk show, ne-am într-un podcast. Ne-am îmbătat bine, da? Și da, vorbeam despre chestia asta, știi? Și ziceau că ei vor către Uniunea Europeană. Zic, dar nu mergeți cu vecinul, adică l-aveți pe ăștia, că ziceau că au nevoie de ajutor ca să se dezvolte. Zic, păi l-aveți pe ăștia. Nu se întâmplase nimic din ce se întâmplă acum, da? Asta fiind prin 2020, ceva de genul. Și mi-a zis, bă, noi am învățat o lecție cu vecinul. Dacă cer ajutor, el vine, dar nu mai pleacă. Deci nu mai vrem. Noi vrem și vor. Dacă el răspunde, dar după aia uită să se mai iasă din casă. Da. Că s-a mai întâmplat. Și nu, vor Uniunea Europeană. Nu prea văd chestia asta posibil, sunt foarte departe, sunt pe acolo, la granița continentelor, da? Și au și intern niște probleme chiar acolo, cu anumite zone separatiste. Au Abhazia și Osetia, da. Exact. Da. Da, dar uite, și țara noastră vecină are tot două probleme și o să intre. Ai Transnistria și ai Găgăuzia și probabil vor intra, se rezolvă. Așa, și Cipru avea o problemă. Și Cipru, am fost recent. Este. Aia mi se pare altă experiență suprarealistă, să treci granița aia, care pentru unii e graniță, pentru unii e un gard. Dar e interesant să fii la un metru distanță în Europeană și după aia să ieși și să se schimbe moneda, să se schimbe, da. Să ai chiar și roaming. Asta e frumusețea Europei. Doar în Europa poți să mergi într-o țară precum Moldova, care e lângă Uniunea Europeană și are niște turci care sunt proruși și are niște transnistrini care sunt moldoveni, dar vor în Rusia și în Cipru se împarte în două și doar în Europa vezi chestiile astea. Și asta e frumusețea tristă, între ghilimele, a Europei. Dacă vrei să vezi toate culturile, ai ce să. Sau ai în Spania o Barcelona care se vrea într-o Catalunia independentă. Mi-a mai spus cineva recent că este și prin Italia o regiune, dar eu nu știam este, de ea. Și în Italia e o regiune care își dorește ruperea de patria mumă. Dar revenind la partea tehnică, ce înseamnă un vlog ca și ore de muncă? Deci voi... mergeți, filmați, evident, stabiliți, gândesc că nu aveți un scenariu. Nu. Mergeți să bifați anumite locuri. Știu că trebuie să văd aia și după aia... Deci face research-ul prima dată. Ea se ocupă de... pe hartă, așa că mai trebuie să mergem. De fapt, iată cine este producătorul, cine este omul din spatele bărbatului puternic. Da, iată. Da. Nu, e clar. Deci... Se face ruta, să filmăm asta, unde e puțin... Se citește cât de cât despre și... Eu îi spun ce vreau să filmez, subiectul pe care îl abordez și am căutat locurile. Raluca e tot ce nu se vede. Din relația asta, din business-ul ăsta, tot ce nu se vede. Tu alegi gazările?
Câteodată? În ultimul timp am lăsat pe Munaie că am văzut că le nimerește. Numai că Raluca are un mini defect. Îl spun? Raluca e chitră la cazări. Vai. Am și o Raluca acasă, stai liniștit. Vai. Dar la ce să dau mai mult? Că uite, și asta are pereți. Vai, viața. Da. Am luat o cazare cu 5 dolari și nu i-a plăcut pentru că nu am avut geamul. În Borneo. Da. Și de atunci mi-a zis, nu mai ai voie la cazări până acum recent. Cum n-avea geamuri? Da. Erau cutii gri. Erau doar patru pereți. Ai zis că oricum stăm doar o noapte. Eram în Borneo și ai fost vreodată la... Na, trebuie să povestesc în părere. Da, neapărat. Mergeam la baie, ca bărbat poți. Încercam să nimeresc în toaletă din afara băii, că mi-era frică să intru. Eram pe vârfuri, arcuit așa pe spate, pentru că deasupra aveam tavan fals, din ăla cred că se numește, și nu era pus. Era unul da, unul nu, unul da. Și vedeam pânzi de paian german. Borneo e, cred că, una din cele mai... E a treia cea mai mare insulă din lume și ai tot ce poți să imaginezi în materie de... De urătănii. Da, au de toate. Și nu, și cu becul stins. Deci eu nu puteam să stau acolo gândindu-mă că deasupra mea e un spațiu gol, știi? Stăteam afară și strigam la ea, 5 euro ți-o trăbit, 5 euro. Nu, eu plecam. Ce am eu nu mai stau aici. No, pe ce, după aia să-mi fac capul găleat, după aia mergeam, sigur mergeam la tot așa, știi? Nu. Aveam o terasă foarte mișto. Da, aia era important. Terasă. Păi nu trebuie să mergi pe terasă direct la, pentru... Nu, că mi-era aceeași frică, balauri. Tot erau balauri, nu? Survolau. Dar, într-adevăr, am avut și paianjeni în pat, dar au fost 5 dolari. I-am dat cu suspendare 2 ani de neales cazări. Și acum revine. Începe, a revenit la sentimente mai bune. Revenit, da. Deci, dar cam asta e. Ia alege și cazăreați. Cam cât durează să montați un clip? Începeți montajul unui episod fix după seara în care ați filmat sau... Numai, înainte, da. Deci depinde foarte mult. Sunt vloguri care durează 2 ore, pentru că 4 ani de editat, spun cuvântul, dar sunt vloguri care... Uite, vlogul pe care l-am făcut în Delta recent, am făcut un vlog de o oră în Delta, filmat 3 zile. Ăla mi-a luat vreo 8 ore să-l montez. Ați fost cu prieteni acolo, da, era și gașcă mare. Da, a fost mișto rău de tot, Delta e superb, îmi pare rău că n-a fost înainte. Ăla a durat vreo 8 ore, multe cadre, 500 de fișiere, caută muzică, caută voiceover, a durat, durează. Dar e cam așa, alegem destinația, căutăm subiecte, încercăm să nu mai facem clipuri pe orașe, asta încercăm în ultimul an și văd că prinde. Adică să nu mai facem că am fost în orașul cutare, să... ramificăm cumva pe subiecte de interes, pe asta, pe mâncare, asta pe geopolitică, că prinde foarte bine și mie îmi place, despre viața la țară, despre transport, despre, știi, să le ramificăm cumva. Research, citit mult, filmat, câteodată o zi, câteodată două, noi mergem cam 25-30 de kilometri în ziua de filmare, pe jos. Și trebuie ea să găsească locurile care să se pupe cu ceea ce vorbesc eu. Adică dacă îți vorbesc în Transnistria de trecutul lor sovietic, nu știu, caută-mi statui cu Lenin, caută-mi clădiri de-astea, brutalism sau cum se numesc, arhitectura lor, caută-mi locuri, asta, știi? Arhitectura asta sovietică. Da. Asta brutalism, cred că se numește, da, brutalism. Oricum găsești în toate țările din Europa de Est, găsești amprenta asta, da, inclusiv în Bratislava, da. Și în, chiar dacă e ușor s-a mai îndulcit. Am văzut că acum au început să dărâme din toate statuile ce mai rămăseseră sau... Eu nu sunt, asta e o părere personală, sunt cel mai mare fan al dărâmatului de statui, chiar nu, dacă nici eu. La un moment dat simbolul ăla nu mai are nicio legătură cu mentalitatea prezentului, dar până la urmă statuia face parte din trecutul nostru. Și e vorba aia, știi, că cel ce nu cunoaște istoria riscă să o repete. Exact. Și dacă facem o spălare de creier să uităm ce s-a întâmplat, s-ar putea să ne lovim iară de același... E ca într-un cuplu, s-au despărțit și au șters toate pozele de pe Instagram. Da, și-au rupt pozele. Înainte se rupeau pozele. Exact. Acum îți dai seama că nu mai e cineva cu altcineva combinat, că au dispărut toate pozele cu ei doi. Da. Adică e parte din povestea ta, din trecutul tău. Și trebuie să treci peste, mergi înainte și asumă-ți-l. Așa e și cu statuile. Dom'le, dăm jos, a căzut comunismul, ne-a făcut mult rău, de ce să dăm jos statuia aia? Lasă-o acolo să vedem că dacă nu suntem cu minți, se întoarce la bau. Întoarcem, da. Aici e... Bun, și asta înseamnă ați făcut montajul? Da. Se montează. Înainte făceam un preview, acum avem experiența suficientă că să nu-l mai fac, deși mai dau kicks, mai apare un cadru de 2 secunde negru din când în când. Se mai întâmplă. Da, și după aia vine partea cea mai grea. Titlu și poză. Serios? Da, păi poți să lucrezi 3 zile la un clip să fie extrem de bun și dacă nu l-ai nimerit bine cu titlul, îl vezi tu și mai cât. Apropo de asta, care e cel mai vizionat clip al vostru? Cel din India? Mahalaua din India.
Da, Halo din India. Da. Ai văzut filmul Slumdog Millionaire? Da. Acolo, unde s-a filmat filmul ăla. Ce e cea mai mare mahala din lume. 300 și ceva de mii de oameni trăiesc acolo. Păcat că nu ești cu miros. YouTube. Da, da, asta aștept și eu. Asta aștept și eu. Câteodată îmi spune lumea, băi, ești irascibil, bă, ești supărat pe cameră. Zic, da, mă, dar tu ești acasă. Mă. Eu încerc să nu fiu, dar dacă mă claxonează, calc prin toate alea, normal că la un moment dat simți și tu energia mea și mi se pare că asta e frumusețea YouTube-ului. Mi se pare că asta trebuie să vezi. Și când mă supăr, și când îmi place, și când râd. Dacă vrei formatul ăla standard, tu există alte surse unde să-l vezi, știi? Da, ăla e unul din China, unul din Lalish, din Irak, și acum ușor, ușor urcă unul din Siria cu din Malula, acolo unde oamenii vorbesc limba lui Isus, așa am pus eu, vorbesc aramaică, cred că se numește. Dar un clip de la care aveți așteptări mari, e evident că la un moment dat ai și niște așteptări când îl urci pe YouTube și va dezamăgit? Adică s-a uitat mult mai puțin lume decât ați fi crezut voi că se va întâmpla? Unele cu Thailanda, cred. Din Thailanda, da, bine. Credeam, noi ne gândeam la câți români merg o să uite, nu s-a uitat. Și se întâmplă mult în România. Clipurile din România se întâmplă foarte mult să nu meargă așa cum credem noi. Că pe noi ne ceartă mulți oameni că de ce nu promovă România. Păi iată, o promovăm, da. Și eu le spun câteodată, zic, păi dacă nu vă uitați că eu aș veni să fac mai mult, deși am făcut deja, cred că România e țara cu cele mai multe clipuri. Că noi avem un avantaj, noi fiind străini, între ghilimele, noi suntem mai imparțiali, cumva, și vedem locurile pentru prima oară. Și ai și entuziasmul ăla să descoperi lucrurile la care te așteptai. Exact. Cum e cu Harghita. Da. Clipul ăla din Harghita, aveam senzația, aveai un entuziasm pe care... Da, mie mi s-a părut extraordinar. În primăvară ne întoarcem 100%. Adică Ralu nu era atât, dar tu erai ceva... Nu, e ceva, eu n-am văzut... Eu n-am fost. Ai văzut doar partea când am luat-o pe ea la ieșire, peisajele, da. Știi? Dar... De ce eu rămas șocat? Tu ai văzut cât de verde e locul ăla? Eu știu, Harghita... Erau și vacile, erau marocul alb. Adică erau alea din Milka. Era superb totul, superb, superb. O curățenie incredibilă. Știu că e subiect polemic. Sau era înainte. Nu, dar preconcepția aia că nu ți se dă o pâine dacă nu știi maghiară, ți s-a confirmat? Am pus la început un cadru când mi-am comandat de mâncare, tot ciorbă de burtă. N-am pățit deloc. Eu am stat 3 zile acolo. Deși nu s-a văzut pe vlog, am fost cu un prieten. Am vorbit română. Da, normal. Și la fel, n-am auzit pe nimeni să îmi țină vreo teorie din asta. Ce să vezi, același lucru l-am sesizat și eu. Adică am fost în Harghita, în Covazna, am fost Sfântul Gheorghe, Miercurea Ciuc. Da. Am ajuns oriunde, și pe la Sfânta Ana. Nimeni nu... Nu te, mă, într-adevăr, oamenii vorbesc cu o română mai stricată. Adică, pentru că, ce să vezi... Pentru mine a zis aici, ăștia s-ai mei. Scuze, aici mă înțeleg și eu. Corect, dar nu vezi o reavuință. Adică nu era aia, ei vorbesc mai greu că nu au exercițiul limbii române, pentru că acasă vorbesc maghiara. Și am văzut un documentar făcut de niște colegi de-ai voștri dintr-o emisiune, că nu prea au profesori care să predea limba română copiilor, știi? Și e normal să existe o degradare dacă nu se practică. O vedem la noi. Noi ne lovim de chestia asta. Uităm o grămadă de cuvinte. Și e normal. Dar, bă, oamenii încearcă și n-am avut nici... Știi care e faza și cu chestia asta? Depinde la fel și în Barcelona, știi? Și în País Vasco. Depinde pe cine întrebi. Astea sunt conversații, unu, politice și doi, de crâjmă. Sau de oameni extrem de naționaliști, care oricum sunt puțin, dar zgălăgioși. În rest, oamenii au business-uri, oamenii au job. De ce m-aș izola? Eu singur, eu am un business în Harghita care face X bani și mâine, de ce m-aș izola? Să-mi pierd tot ce am lucrat atâția ani, adică... Totuși sunt 20 de milioane de români, de ce să nu vină? Exact. De ce să-mi pierd ca și clienți? 8. Nu, eu n-am auzit conversația asta. Deloc. Bine, nici nu pot să spun. Am stat 3 zile până, da. Nu, nici eu n-am simțit-o, deși existau anumite discuții la un moment dat. Mi se pare că s-a mai stins subiectul. Era poate mai... ne-am mai normalizat la cap. Asta... Cu siguranță. Asta cu siguranță spun eu că am plecat de 15 ani. S-a normalizat mult. Asta, uite, vezi, e foarte important percepția asta voastră. Am zis și la început. Ați venit după niște ani și ați văzut schimbările. Bune. În bine, pe care... Și eu personal le văd, dar eu sunt un tip optimist și pozitiv. Dar și am discuții cu prieteni, le zic. Da. Doamne, voi nu realizați, uitați-vă pe net, există canale de YouTube unde sunt filmări cu orașele din România de acum 20 de ani. Da, uitați-vă la ele. Da. N-ai cum să nu vezi diferența. Că poate când se întâmplă mișcările astea, schimbările astea în fiecare zi și tu stai aici, nu le realizezi. Nu, e normal. Infrastructura nu e cum ne-am fi dorit.
Dar nici nu a stat pe loc. Clar, am fi meritat o autostradă care să ne lege, să ne ducă de la București la Nădlac. Mai avem Valea Oltului să, și Dealul Negru. Și ce avem. Frumos, Valea Oltului. De câte ori vin stau acolo. E frumos, dar problema e că stăm prea mult în trafic. Da. Adică e ca peisaj super. Eu ca cred. Și... tot profit de cum zice, de amploare. Ori de câte ori suntem invitați la, pe alt canal, pe podcasturi. Eu știu că sunt foarte mulți bani în România. Sunt foarte mulți oameni, foarte mulți bani în România. Mă, faceți un om o cale ferată. Deci, eu cred că atunci când România va avea o cale ferată decentă, țara asta bubuie. Bubuie, crede-mă. Cum am zis și înainte, nu există țară. Cât de mică e România pe hartă? Măi, atâta pe hartă. Și ai tot. Ai tot. Bucata aia de mare de care ne plângem, păi zice, mersi, cu avem. Avem o bucățică de mare, avem ieșiri la mare, avem munte. Ar vreau și cehi, ar vreau și exact. Ungurii. Sunt țări. Trau pe bosnieci ce părere au despre mare, că au atâta le-a lăsat Croația. Ai metri. Mare, ai munte, ai lacuri superbe, ai Transfăgărășanu, ai o grămadă de locuri și o grămadă de culturi, că lumea uită de multe ori, cred că aici în România suntem numai noi români. Nu suntem numai noi, suntem mai mulți. Deci se poate face mult în România, dar lipsește ceva să conecteze. Și să ajungi, să poți ca două zile, că nici pe partea de zbori interne nu stăm extraordinar. În România dacă n-ai mașină ești mort, ești pa, la revedere, nu ajungi nicăieri dacă n-ai mașină. Și asta nu-i bine. Uite Polonia are trenuri extraordinare. Și ei au ieșit mai zbuciumați decât noi după războaie. Nu că au ieșit. Și ați văzut cum arată centrul Varșoviei, care a fost refăcut bucată cu bucată, piesă cu piesă. Mi se pare cea mai subestimată țară europeană. Polonia. De departe. Am fost într-un oraș, niciodată nu știu să-l pronunț, se numește Wroclaw, ceva de genul. Tot e plină de pitici, niște pitici mici pe jos, puși. Zici că ești în basm. Am văzut din ăla. Nu știu cum se numește, Lampagiu, cred că se numește. Încă mai au oameni aia. Bun, e ținută pentru turiști, dar chiar sunt doi oameni care au jobul ăsta, sunt curioși ce scrie pe cartea de muncă. Vin și aprind lămpioanele alea în fiecare seară, pe pod, frumos, la apus. Adică au o ofertă turistică enormă și mulți oameni încep să meargă în Polonia, dar încă e subestimată. Auschwitz-ul, cum vi s-a părut? Care a fost impactul emoțional cu Auschwitz-ul? Da, eu l-am vizitat într-o duminică, în duminica de Paște și ploua afară. Și noi da, e. Uite, ăla e un clip, că întrebai de clip. Ăla e clipul la care am muncit cel mai mult în istoria canalului nostru. Ore în șir. A meritat ca și vizualizări? Nu. A meritat pentru mine, că mă mai uit la el. Știi că dacă nu știu, se trec 40 de ani și vine un om și spune, mă, tu ce ai făcut, mă, că nu știu, eu nu înțeleg jobul ăsta, cred că clipul ăla e l-aș arăta. Cu ăla e cartea de vizită. Arăta. Dacă după aia avem multe clipuri, la noi e foarte variat. Dacă să mergi la un festival, cu ăla te-ai duce. M-aș duce. Da. Noi avem multe clipuri, unele sunt mai serioase, unele mai puțin serioase, unele sunt despre noi, unele sunt despre istorie, unele sunt desizase, știi? Dar ăla e un clip la care am muncit mult rău de tot, l-am și împărțit în două, am luat imagini de arhivă, am luat cadre, sunete, voci, declarații de război, tot, am căutat doar să caut chestia asta, eu nefiind jurnalist, le-am căutat așa la îndala, a durat o grămadă și n-a mers atât de bine, a mers mai bine pe Facebook s-a dus mai departe decât pe YouTube și am descoperit încă o tristă realitate că există o teorie a conspirației și despre Auschwitz, ceea ce eu nu știam. Asta m-a dat orice peste cap. Subiect major trebuie să aibă și o teoria conspirației. Asta nu știam. Da. Asta m-a surprins. Ne uitam unul la altul și ziceam, băi, ești nebun, că sunt oameni care zic că asta n-a existat. Că e doar propagandă. Da, știam aia cu COVID, am înțeles-o, cu războaiele, dar aia chiar nu auzisem, era nouă și pentru mine. Dar ăla e un clip și e un loc în care trebuie să meargă toată lumea. Asta am zis și eu după ce am plecat de acolo, am zis ar trebui ca obligatoriu, iată, deși nu sunt adeptul obligatoriului, nu suntem în vremurile în care asta cu obligația funcționează, dar iată, cel puțin în zona noastră, din care, Doamne ajută, facem și noi parte, dar cred că orice copil trebuie să-și înceapă prima lecție de istorie cu o vizită acolo. Da. Pentru că... Și cu extremismele. Pentru că doar așa înțelegem că trebuie să evităm să se mai întâmple așa ceva. Da. Și că oricare dintre noi poate fi la un moment dat ținta unui psihopat. Că suntem țigani, români. Imediat. Vine un psihopat la putere, ce, domnule, eu vreau să extermin pe ăștia că nu sunt la standardele pe care mi le doresc eu. Și... capătă o sumă de un dram de putere, un gram de putere și execută planul. Da. Sunt trei locuri în care noi am fost și ne-au marcat, așa, e Auschwitz, e Muzeul Războiului din Ho Chi Minh. Da. Și
cum se numește, în Cambodgia, Killing Fields. Și Pol Pot a făcut în Cambodgia, a exterminat o treime din țară. Mi-aș spune și Laliș. Da, și în Laliș, numai când a fost, da. Și în nordul Irakului. Sunt locuri din astea în care mergi și te marchează pe viață. Adică noi toți spunem, și după Auschwitz am spus că nu o să mai mergem în locuri similare, dar până la urmă trebuie să mergi. Există și în România, de exemplu, la Sighet. În Maramureș, da. De acolo este un loc la fel de copleșitor, pentru că lagărele naziste au fost ulterior clonate și duse la un alt nivel, chiar superior de Stalin și da? Ce a urmat. Da, da. Am fost recent la Mereni, în Moldova, am trecut prin Mereni, Republica Moldova, unde 118 familii au fost deportate într-o singură noapte, dintr-un sat, adică un sat, cred că avea 120 de toate, cu trenurile către gulagurile din Kazahstan și din Siberia, adică avem și noi. E ciudat că lumea uită de Stalin, mi se pare că a fost mai rău decât celălalt. Adică nu că uită, e celălalt mai protagonist. Fiind pasionat de treaba asta și călătoria cu istoria merg bine mână în mână, automat, cred că știi și mă tu că mult de istoria o scrie cel care câștigă războiul. Da, în niciun corect, caz. Corect. Dacă ar fi câștigat naziștii, cu siguranță Stalin ar fi fost un nenorocit, un paria, iar Hitler ar fi fost un erou. Așa dar e. Într-adevăr, și de acord cu tine, Stalin e un criminal de 10 ori mai rău Uite. Decât Hitler, fără a-l transforma pe Hitler într-un sfânt. Într-un da. Sfânt, că nu. Da, își merită locul în istorie. Da, dar putea să meargă cu el de mână în istorie și Stalin. Adică puteau să meargă braț la braț. Este un muzeu că zicea că vrei să mergi, nici nu mai știu dacă eram on sau off, zicea că vrei să mergi în țările Baltice. Uh-huh. În Riga este un muzeu unde au o statuie cu ei doi de mână dansând în iad. Da, și își merită locul, reprezentarea, da. Își merită locul acolo braț la braț. Ca să revin la călătorit, conversația asta pe care o avem acum, fără călătorit eu nu o aveam cu tine. Dacă mă întrebai acum 5 ani, eram în aer cu toate subiectele astea. Știam, foarte minim, dar călătorind te lovești de ele și stârnesc ceva în tine și am învățat foarte multe călătorii. Și cred că asta ar trebui să încercăm să transmitem oamenilor. Și voi sunteți un vector foarte important în propagarea mesajului ăsta. Că nu sunt importante hainele, nu sunt importante bijuteriile. O astfel de experiență de călătorit și poți să călătorești cu bani puțin. Nu trebuie neapărat să stai în resorturi de lux, să stai la 5 stele. Îți poate aduce subiecte de discuție și Cu oricine. Da, te poți sta la aceeași masă și să discuți de la egal la egal, să schimbi experiențe cu oamenii respectivi. Da. Asta am câștigat noi cel mai mult. Asta am câștigat cel mai mult. Eu zic că am câștigat și să pot sta cu toate camerele astea pe mine, mai trebuie să câștige și ea chestia asta. Dar nu, ea stă doar că... Doar ea că nu vrea. Exact. Ea îmi spune tot timpul, zice, măi, eu stau pentru tine. Da, eu pe mine, dacă mă poți ține în spate, șterge și numele meu, dacă vrei, face. Ea a rămas la pasiunea de călătorit. Eu vreau ce vreau să învăț de la Ralu, să mă mai bucur de locul cum se bucură, ea zice că e prima zi. Asta e... Păi important și poate e mai important. Și entuziasmul ei îți dă ție puterea să continui. Da, ți-am spus, eu fără ea n-aș mai merge. Și asta, că aici vreau să ajung. Poți să călătorești cu bani puțini? Da. Și noi, atenție, noi nu călătorim cu bani puțini. Noi călătorim, am început, evident, nu trebuie să fim ipocriți. Câștigăm bani acum, înainte când am plecat în primul an. Da, nimic. Oamenii să înțeleagă, e muncă. Adică voi nu câștigați bani doar că vă plimbați fizicul prin diverse locuri. Și așa primim noi comentarii de astea. Un om cu o minte îngustă poate să creadă că da, domne, ce tare, filmează ei acolo. Și să reușești să se uite sute de mii de oameni că aveți filmulețe. Eu am făcut experimentul cu un prieten meu, cu Andrei, medic stomatolog, și a vrut să pună un video din Belgrad. Și a zis, mă, revin la plombe, nu mai, mă dau bătut. Adică e muncă în orice, e muncă. În orice. Orice produs final are muncă. Totul. Și se poate. Bani sunt oameni aici care călătoresc cu mult mai mulți bani decât noi. Mai puțin bani decât noi, scuze. Cu mult mai puțin decât noi. Noi călătoream în 2019, dar nu e comparabil, că cred că s-au dublat de atunci. Da. Călătoream cu cât ai făcut, iubita, în Vietnam? 1200 de euro pe lună. Atenție. Atât cheltuiați voi pentru o lună de plimbări prin lume. Mergeam într-un ritm mai lent, adică cu cât te miști mai mult, cu cât schimbi mai multe cazări, mai multe trenuri, mai multe avioane, plătești mai mult, evident, dar pe lângă factorul ăsta e important ca lumea să meargă mai încet.
Asta ca paranteză. Lumea trebuie să meargă mai încet. Nu vă mai grăbiți să bifați țări, să bifați obiective, să zici, să ai cu ce să te lauzi că am fost acolo. Nu știu, într-o alergătură, la un moment dat, eram într-o alergătură de asta, exact spre bifat. Mergeam în oraș și voiam să văd tot, dacă se poate. Ajunge acasă mai obosit cât ai plecat. Da, clar, mi-e zi fără 20-25 de kilometri de mers pe jos. Și după aia le vezi tu pe telefon, zici, uite unde am fost. Și după aia, dar după aia mi-am dat seama, nu, că mai important e să sticnească. Da. Dar eu nu descurajez genul ăsta de alergătură, pentru că îți dă pofta de a călători și pe aia ajungi tot la tihna aia. Inevitabil. Da, da, așa e. Dar așa faci un soi de antrenament. Cred că captezi mai bine ceea ce se întâmplă, mai ales ieșind din Europa, de exemplu, să ieși din Europa, să te duci prin țări îndepărtate 2-3 zile, nu înțelegi nimic. Nu înțelegi nimic. Trebuie să stai mai mult. Mai mult trebuie să stai mai puțin mult, de o săptămână, nu merită să stai. Comunici cu ăla care îți vinde șaurma aia, ce-o fie, ce-ți cumperi tu, să mai vorbești cu ăla, să vezi viața normală dimineața, să mergi cu transportul, exact. Noi avem atâtea, de câte ori ne plângem noi de diferite chestii, după avem atâtea povești și în momentele cele mai dubioase, cele mai dificile, atunci cele mai mișto povești după. Se poate cu bani puțini, rărești ritmul, sunt atâtea țări pe lumea asta. Lumea vine și spune, păi da, mă, de o cheltuie 6.000, păi da, prieteni, am te dus în Saint-Tropez, ia și tu alt loc, du-te, nu știu, Malaysia, du-te, nu știu, tu ieși din Europa, că e scumpă, e scumpă rău. Nu te mai caza în centru. Nu mai stai numai în centru. Ieși un pic din centru, că o să vezi și realitatea. Și oamenii care trăiesc acolo. Nu te omoară nimeni. Se poate. Sunt mulți care fac cu mult mai puțin bani. Noi cheltuiam cam așa 1200 pe lună. Ne mutam de două ori pe lună. În principiu, stăm 2 săptămâni și 2 săptămâni. Luna trecută, în schimb, vizitând Liban, Abu Dhabi, Siria, Cipru, 3 zile și Spania, am cheltuit 4700. Ca să ai o diferență, să ai un cum s-a schimbat situația și când mergi în multe locuri. Dar eu zic, pentru cei tineri, de exemplu, un cuplu în ziua de azi poate să-și ia rucsacul în spate, să plece să călătorească un an de zile cu 2000 de euro pe lună, lejer, un an de zile, Asia. Stai în Asia, sau America Latină, Columbia, Peru, Ecuador, Thailanda, Malaysia, Singapore, Vietnam. Adică un an de zile, dacă au strâns 25.000 de euro sau au un income, în loc să-și iau o mașină, da, pot foarte bine un an de zile să-și crească experiența, să-și îmbogățească viața cu o călătorie cu rucsacul în spate. Și o să înveți mai mult decât înveți din orice carte, credem. Da, dar fără fițe. Fără fițe, evident. Și fără prejudecăți. Avioanele e bine să le iei din timp sau cum? Dacă ai traseul tras, da, evident, e mai bine să le iei din timp. Noi nu, pentru că nu prea plănuim chestii. Adică am plănuit o dată și ne-am luat peste ochi cu pandemie și războaie și ne-am liniștit. Da. Sunt surprize. Am avut surprize să găsesc chiar în toamnă, cu 2 săptămâni înainte, am mers de la București la Washington cu 500 și ceva de euro. Tot au costat biletele și le-am luat cu 2 săptămâni înainte. Da, care nu, a fost... Nu mai wow, sunt, am nu mai zis. Încearcă să ghicești cu cât să ajungem noi în Canada. Acum, apoi mine. Minim 1500. 170 de euro. Din București? Din Reykjavik. Ah, din Reykjavik. Din Reykjavik în Toronto 170 de euro, București, nu, scuze, din Hamburg cu escală în Reykjavik. Din București în Hamburg 25 de euro cu Wizz. Deci, și cu cât timp ați luat biletele înainte? Acum 2 săptămâni. Dar, cred că dacă mă uit acum, nu e mare diferență. Trebuie să fii flexibil cu datele astea. Dacă tot trebuie să zbori pe 13 neapărat, aia e, mai ales dacă te-ai uitat de 6 ori la zborul ăla, o să-ți crească prețul garantat. Trebuie să fii conștient de asta. Cu cât vă uitați mai mult la un preț și ești indecis, poți să uiți de prețul ăla că ți-l urcă. Poți cu VPN, poți, dar nu, sau și-au dat seama și de chestiile astea deja și cu incognito, și cu, deja le-au prins companiile aerene, le știu. Noi am stat vreo 2-3 zile și am tot căutat de unde ajungem. Toate destinațiile. Avem Ryanair, avem Wizz Air. Înțeleg că vrei să fii confortabil. Vreau să zbor din București. Înțeleg. Dar caută zbor din Turcia, ești într-o oră în Turcia, 40 de minute zbori. Și vezi sunt zboruri de Istanbul Turcia. Minim 4 pe zi de la exact. București. Și vezi din Turcia și stai o zi în Istanbul. Vezi din Londra. Ai o grămadă de mari hub-uri în Europa, Frankfurt. Din București nu să dai o grămadă de bani pe zboruri. Dar leagă cu altceva, du-te o zi înainte. Să înțelegem, Bucureștiul este un... Nu e un mare hub extrem de tranzitat. Și să te și departe în Europa, adică suntem la margine. Suntem departe. Eu spun tot timpul, zbor, că noi mai zburam România, Spania, traversez toată Europa, până în Africa. Spania și Portugalia cele mai mult zboruri. La revedere, da. 4 ore aproape. Exact. Dar, chiar 4 ore cred că sunt în Portugalia. Dacă îți mărești puțin chestia asta, de unde să zbori și ești un pic flexibil, găsești zboruri super ieftine. Super ieftine în ziua de azi. Dintre colegii de YouTube pe care îi apreciați,
Dacă ar fi să recomandați... De la noi sau de din noi? Oriunde? De la noi, unul, de oriunde unul. Eu mă uit la Johnny Harris de oriunde. A lucrat la Vox, cred, înainte și acum e jurnalist independent. Face de, e tot călătorit, dar e mai mult pe partea geopolitică. Johnny Harris e foarte bun. Din România, eu sunt prieten bun cu Backpacker Live. Numai că acum s-a mai retras un pic, nu mai face, nu mai e pe vloguri, acum trăiește o viață mai e liniștită, cu e cu dragostea, da? Am văzut că are o, are o iubită, o iubită acum, da, din da. Brazilia, parcă, sau din Argentina. Argentina. Și acum da. Duce o viață, ne-aia îmi scrie, mă, tu ești în Siria, eu mă duc să fac cumpărăturile, mă duc cu oala de ciorbă, zic, ia, trăiești și tu partea asta vieții. Și nu știu, nici nu consumăm foarte mult, nu vreau să mă scot aici, dar nu, nu consumăm foarte mult conținut pentru că... Adică nu cred că nu tu după ce faci podcast-uri mai asculți altele. Eu ascult. Multe, ascult adică... pentru că eu ascult foarte multe podcast-uri când alerg. Ah, da. Pentru că mintea se duce acolo și te ajută să... Noi nu. Noi nu mai avem timp. Nu mai avem când, nici nu mai am mult chef să mă uit. Eu când am timp prefer să mă uit la un serial sau la un film. La o telenovelă. La cine? Da. Salome, mai e Salome? Mai era Salome. Copilăria... Tuturor. Tuturor, exact. Esmeralda, Salome și alte. Mă gândesc acum la cine mă mai uit din țară. Da, nu știu, dacă îmi vine spun, dar nu ne uităm foarte mult. Vorbim cu mulți, ținem legătura cu foarte mulți, dar nu consum foarte mult. Din păcate sau din fericire, nu știu. Păi și din păcate și din fericire, că până la urmă e vorba de alegere, nu... Știi care e faza la mine, de exemplu? Eu nu, dacă ar fi toți ca mine, n-am mai face un ban. Eu nu văd sau nu citesc nimic de relax, de conectare. Eu caut informație. Deci dacă mă uit la ceva, nu mă interesează cine l-a pus. Eu caut informație. Că ai pus-o tu, că a pus-o ăla, că a pus-o, nu mă interesează. Eu vreau să ajung la informația, la fel și cu cititul. Citesc doar dacă mă interesează, trebuie să caut eu ceva. Așa de relax, mă duc și mă plimb, am ca bătrân în pomeni la spate și merg pe stradă, e viața mea. Dacă e și un pic verde și plouă, lux. Am constatat că aveți o slăbiciune pentru zona asta de locuri. Da. În zonele astea cu multă... Verdeață, cum să și plouă un pic. Să facem Irlanda. Un traseu, ceva. Vrem. Irlanda, încerc să Irlanda, conving că Irlanda, e exact Irlanda de Nord, acolo aveți multă, multă verdeață. Da. Mi-a spus de ceva timp. Pe lista mea, ea avea pe listă Taj Mahal, Laponia și ce mai aveai? Egipt, unde încă dau kicks. Dar în celelalte două am dus-o. Eu vreau să merg în insulele Feroe, numai că ne trebuie buget sănătos pentru insulele Feroe, dar dacă te uiți la poze și videouri, e paradisul meu, eu aș trăi acolo. Sunt mai multe oi decât oameni. Am ascultat un argentinian, nu știu cum îl cheamă, când o să aflu o să spun, că pentru că spun fraza asta tuturor. Să-și putea să-și o echipă în insulele Feroe, da? Să-și facă un FCSB de insulele Feroe. Lumea, exact. Tot timpul spun, tuturor prietenilor mei spun propoziția asta, dar nu știu cine a zis-o. Zicea că fericirea e acolo unde sunt mai mulți copaci decât oameni. Și mi se pare exact ce mă definește. În pădure. E lux. Acolo vreau. Dar vorbind de destinații, mă chinuie să vă pun întrebarea asta de vreo 20 de minute, dar tot ne ducem în alte zone. Nu e că ăsta e farmecul unei discuții libere și relaxate, că nu stăm acum să... Dacă nu mi-ai trimis și mie întrebări dinainte să mă pregătesc. Eu aveam o listă aici, dar uite, dacă vrei, mă mai... Dar care e cea mai murdară țară în care ați fost? India. De la India tot. E India cea mai murdară țară sau da, e doar? Nu, e India. E foarte murdară. E mai mult China, de exemplu, nu? Nu. China e impecabil. Beijing. Noi am văzut doar Beijing. Da. Beijingul e total opusul la tot ceea ce am auzit noi. E liniștit, nu se uită nimeni la tine, nu-și face nimeni poze cu tine, e curat, impecabil. Și cum te descurci cu mâncarea, de exemplu? Că foarte multă lume se plânge de zona asta de lume, chiar și India, chiar și China în și India Thailanda. În India suntem bine cu mâncarea, nouă ne place. E mâncarea mea preferată. E foarte picantă, nu mâncarea? Nu toată. E cumva un stereotip de ăsta. Numai că noi știm, noi în afară de butter chicken și lipid alea, nu știm nimic. După aceea în India tai meniu și surpriză, butter chicken n-au. E ca și restaurantul chinezesc din Europa, care n-are nicio legătură cu mâncarea chinezească. Nu, spune, dă-mi pui Shanghai, îți dă cu meniu în cap. Dar mai ai poftă de mâncare în India unde e atâta mizerie? Păi, strece. Foamea e cel mai bun în bucătar. N-am mâncat niciodată la street food. Întotdeauna am căutat restaurante bune, cu review-uri bune și așa. Poți să mănânci restaurante luxoase cu bani puțini. Da. Luxoase. Restaurante bune.
în India. Mâncarea toată e bună, cred că n-am dat greș cu niciuna. Noi ce facem în India e să mergem pe partea safe, deși eu sunt un carnivor, mâncăm vegetală, adică nu mâncăm carne în India. Ca să fim noi safe, că n-ai vrea să te apuce vreo din asta într-un tren de 10 ore în India, credem că nu vrei să te ia vreo... vreo neprevăzută. Nu, cred, nu. Ăla e coșmarul vieții mele, doar să păzesc așa ceva. M-am pățit în Thailanda și nu mai vreau. În India se mănâncă bine, în China nu am găsit nimic să ne dea pe spate, în afară de rața Peking aia care e o experiență culinară, mai e și scumpă. E ok, dar nu ne omorâm cu mâncarea chinezească. Dumplings. Nu știu noi, poate să căutăm, dar nu. Dar locul din lumea asta unde ați mâncat cel mai bine? Mă, o să râzi. În nordul Indiei. În nordul Indiei. Este un video în care mi-au dat lacrimile când am băgat mâncarea în gură. Vorbesc serios și eu nu sunt deloc emotiv. Doamne, mă dau eu pe spate. Și mâncarea tailandeză e bună și mâncarea georgiană. În Georgia se mănâncă bine. În România se mănâncă extraordinar. Eu sunt încântat de câte ori vin în România, răvnesc după mâncare românească și încep să o învăț și pe ea ușor, ușor. Câtă brânză avem noi, aproape ne putem bate cu francezii, dar câtă brânză avem, toate felurile. Dar și, avem marketing. Și câte magazine cu brânză din Sibiu, nu știu dacă e toată din Sibiu, dar e plină țara, s-a umplut, da. De magazine cu brânză sibiană. Dar să ne întoarcem în Spania, unde ați stat mulți ani și încă, teoretic, acolo e casa, deși voi sunteți cetățeni ai planetei, nu mai sunteți niște rezidențe unei țări. Cum mai sunt văzuți românii în Spania? Cred că acum s-a schimbat. Nu mai avem imaginea aia pe care o aveam acum mulți ani. Da. Nu mai suntem acea parie. Acum 8 ani, de exemplu, eu nu eram văzuți bine. Aveam o reputație mai dubioasă înainte, dar nu mai e cazul lumei. Tu ai intrat în Spania, adolescent fiind, ai venit într-o țară străină, la o vârstă la care suntem foarte vulnerabili emoțional. E grea. Și ai prins și perioada aia în care nu eram cei mai bine văzuți. Ai suferit din treaba asta? Nu. Eu asta vreau să zic, n-am suferit bullying niciodată. Nu știu în ziua de azi, dar știu că pe vremurile când eu am plecat în România să fi avut un spaniol în clasă care stâlcea limba română să-l ferească Dumnezeu. Nu știu dacă mai e așa acum, sper că nu. Nu am suferit bullying, nu... Eu n-am simțit niciodată n-am avut acces la ceva pentru că sunt român. N-am simțit niciodată. Poate nici nu i-am dat multă importanță. Cred că ține și de fiecare... Dacă stai în poziția aia super defensivă în care iei totul ca un atac, probabil, dar eu n-am simțit niciodată. Eu am crezut că atunci când am fost certat la job sau la liceu, sau am fost certat că am fost prost, nu că am fost român sau că am fost chinez. Există, e clar că există. Dar n-am simțit-o, eu pe pielea mea n-am simțit-o. Nu știu dacă... Nici în cazul tău. Mm-mm. Mai ales că Spania e și o țară extrem de deschisă către... Da, și asta adică nu e un discurs ca să, cine știe, să apărăm sau să promovăm. Noi am avut un avantaj că eu am făcut și școală, eu am făcut și școala și liceul. Amândoi am făcut și liceul acolo. Atunci, la noi nu se mai simțea că să ne prindă după accent sau... Adică nu mai era o chestie, dacă ăla nu-și dădea seama de unde sunt, nici nu m-a întrebat de unde sunt și vorbeam că suntem doi oameni într-o încăpere, știi? Ne-am integrat foarte dar bine. Nu m-am lovit niciodată de chestii din astea. Am trăit, nu știu, poate dacă te duci în Spania profundă și stai în cine știe ce sat, prin centrul Spaniei, noi am stat pe litoral, unde sunt și mulți turiști, poate au ajutat toate chestiile astea. Ai prieteni apropiați spanioli? Toți. Deci toți prietenii tăi, cei mai buni, sunt spanioli. Toți prietenii mei din Spania sunt spanioli. Da. Și ei ce zic? Vă urmăresc? Da. Am primit un audio de la fostul meu coleg de muncă și aici ce s-a întâmplat cu tine? Zici că ești un actor rus din filme. Că i-am dat un audio și ai pierzi accentul după 4 ani, știi? Se simte cumva accentul ăsta mai... Și a zis, zici că ești la The Bad Guys din filme când vorbesc spaniolă. Zic, pare rău, asta e. Oricum, și România au un stil de a vorbi engleză, cel puțin, foarte apropiat de zona rusă. Deși suntem latini. Se simte. E un accent. Dar ne urmăresc și ne felicită foarte mult. Da, eu am un grup de fete, suntem 8 fete și tot spun, eu îl pun acolo, mă uit la tine, nu înțeleg nimic, dar acolo. Dar se uită, ne sprijină. E important, contribuie acolo. Corect, contribuie. Dar puteți când mergeți prin țări străine să intrați în magazine de astea
de televizoare și să puneți pune toate pe televizoare. Exact, acolo, să puneți toate televizoarele pe canalul vostru, că se indexează și ele avem acolo. O grămadă de subscriber de prin țări pe unde merge, când ne văd cu camera și vin să ne întrebe. Să... Uite, dacă e un lucru pe care aș vrea să se schimbe în România, dar pentru avantajul doar al nostru, e frica asta de camera, frate, eu nu înțeleg. Deci nu există loc în lume unde să mă certe lumea mai mult că filmez pe stradă decât în România. Și Republica Moldova. Da, nu, și acolo, da, mă cer, dacă filmez pe cel mai mare bulevard al orașului, unde vrei să mă duc, omule? Erați lângă magazinul era Bucuria. Era lângă un magazin și aici să ne cer să nu filmăm în fața magazinului. Men, suntem pe cel mai mare bulevard al țării, unde vrei să mă duc? Da, e chestia asta cu camerele, nu știu care e frica. Câți ani vă mai vedeți făcând treaba asta? Nu știu. Uf, bună întrebare. E clar că ritmul va scădea. E un consum de energie foarte mare. Adică e clar că ritmul va scădea. Aproape sunteți niște sportivi de performanță ca efort doar fizic. Doar cu burtă. Aia e, se mai întâmplă. Am văzut eu și în Liga I. Stai liniștit, adică nu e asta o problemă. Nu știu. Eu nu m-am gândit niciodată la cât timp. Adică ați făcut o proiecție, domne, mai facem 5 ani de zile după care... Deci tu gândești că Luca a venit în drum, pe drumul ăsta că am vrut eu și am avut abateri să vreau acasă și acum nu mai vrea ea acasă. Eventual să o mai rărim. Mai să ușor, mai asta da. Asta dar da. Cât timp? Să mai mergem așa cum am fost acum în 5 luni, 13 țări sau câte am făcut și 100 de clipuri, nu, asta nu. Dar eventual mai rar, două țări pe lună, o țară pe lună. Noi am vrea să trăim globally, adică să mă stau în Bangkok cu un an jumate și după aia să mă mut, nu știu, în Toronto dacă îmi permit 4 luni și după aia să vin să stau în București și după aia să mă duc să stau în Tbilisi sau în Istanbul. Ăsta e visul nostru. Dar noi trebuie să clădim până atunci o sursă de venit stabilă care să ne permită să mergem mai încet. Noi acum facem bani, avem o presiune enormă că dacă stau în pat, nu fac un cent și creierul meu îmi spune, vezi că stai pe banii mei, prietene, ia, ai sus. Știi? E, mai vin banii din vizionările, din monetizarea. Da, nu suficient ca să țină pasul cu inflație și cu chestiile astea care se întâmplă acum. Noi pe când am crezut că ne putem relaxa, opa, surpriză, nu ne-am mai putut relaxa. Au trecut, de exemplu, cazările de la 20 de dolari, acum sub 50, noi suntem în Asia, 60, la 20, 30 de euro, suntem în Asia lejer. Acum 60 de euro e cea mai... Adică 60 voi aveți de euro un soi 9, de... 20. Pe lângă cei care se uită la voi pe YouTube și văd la liber, există și un soi de abonament pe care îl pot plăti pentru anumite chestii exclusive. Da, bine, asta nu e noastră, adică nu e o chestie noastră. E o chestie pe care oferă YouTube la toate canalele mari. E, da, membership. E membership-ul la noi e 8 lei. În România. Funcționează? Avem... Adică e, simțiți că oamenii sunt dispuși și... Uite, e o chestie interesantă. Noi avem 500 de membri din 113.000 de abonați. Nu am făcut reclamă la chestia asta niciodată. Probabil nu putea avea de dublu dacă am împinge, să știe lumea, bă, vezi că poți să faci chestia asta. Dar sunt, din aia 500, cred că 450 sunt aceiași de când am deschis funcția. Și probabil ăștia 500 sunt care mă duc la război, dacă am nevoie, știi? Da. Avem un public foarte mișto. Poate poți să forțezi să adun mai mulți, dar... N-ați făcut din asta un obiectiv. Nu știi care e faza la noi, de exemplu, uite, mai e o chestie de cum sunt percepute lucrurile, știi? Când ai spus chestia asta, gata, e cerșeală, e... Probabil că noi românii nu suntem învățați să plătim. Noi am crescut cu muzică pe care o piratam. Adică nu era la noi noțiunea aia de a plăti să-ți cumpere o casetă. Nu, noi piratam, copiam, luam un stick. Filmele de pe serialele să de pe Netflix, luam de pe torente. Ceva vreodată, nu există. Ceva rău. Acum ușor începem să înțelegem că e pentru un serviciu că e vorba de film, de muzică. E din comoditate. Și cam mai crescut nivelul de trai, mă. Eu văd și eu plătesc chestii pe care aș putea să le obțin și altfel, dar nu mai am timp și chef, asta e în capitalism, fugim. Nu mai am timp să stau mă chinui 3 ore să descarc un software, 12 euro. Da, 12 euro și poate fac 20 în timpul ăla pe care îl pierdeam, știi? Dar ne-au pus la zid când am anunțat chestia asta, foarte subtil, am zis, bă, uite, ne-au dat, eram la început, am zis, uite, ne-au dat drumul la chestia asta, dacă vreți, puteți să faceți. Mulți, marea majoritate, n-au înțeles, au crezut că de atunci o să începem să... Ei nu se mai pot uita la noi că trebuie bani, se simt jigniți că la aia care plătesc le dai înainte și la lor nu. Așa că am lăsat un subiect deoparte. Da, știi? Nu vi se pare că nu e corect? De păi ce? Nu pentru e. Că, nu pentru e. Că, mă, voi trebuie să trăiți, adică nu trăiți cu aer și cu iubire. Adică, clar,
aprecierile și recunoașterea oamenilor sunt importante și vă dau curaj și vă ajută să mergeți mai departe, dar aveți nevoie și de... Dacă am învățat un lucru în 4 bani. Ani de YouTube în România, e că despre bani nu se vorbește. Nici n-ai puțin, nici n-ai mulți. Nu zi nimic. Dacă mergi cu bani puțin, călătorești cu bani puțin și te plângi de anumite prețuri sau ți se par scumpe, e sărac. Dacă ai prea mult, ți-ai uitat unde ai plecat și ai figuri. Dacă spui că un lucru e bine, ai venit din Occident să ne arăți că e rău, ai venit din Occident să ne arăți nouă. Dacă spun că e bun, m-a plătit nici PSD-ul. Să dacă fie bine. Despre bani nu se vorbește. Eu cred că oriunde nu e bine, în general nu se mulțumesc pe niciodată pe toată lumea. Da, dar depinde cât la sută stăia nemulțumiți și din care-i procentul. Nu știu. Adică, cred că cel mai mare plus pe care îl aduceți e informația asta pe care o transmiteți din experiența voastră și o faceți bine. Altfel nu se uita lumea. Da, altfel n-am fi avut atât. Da, nu. Și ăsta e un serviciu pe care îl faceți comunității. Pentru că e... E clar că noi încercăm să omul să și plece cu ceva de pe video ăla, să stârnim, nu știu, ori pofta lui de a călători, ori interesul lui către un anumit subiect. Dar, da, nu suntem ipocriți, adică acum, dacă la început poate făceam doar din pasiune, acum există și o parte de business acolo, adică nu mai sunt multe clipuri pe care nu le-aș fi făcut. Sunt multe clipuri, sunt multe zile în care aș sta în casă. Acum, aud foarte mult discurs ăsta online. Dom'le, că am ieșit eu să filmez pentru voi. Bă, mă lași. Nu. Dacă ai avea chef să stai în casă și te-ai forțat să ieși, ești pentru bani, ești tu că, domn, vezi, doamne, și-a tăiat cineva velnic că n-ai postat tu ieri. Nu, e o ipocrizie. M-a întrebat foarte multă lume. Mamă, asta e cea mai mare... Unde e cameră? La care cameră trebuie să mă uit? Asta e cea mai mare minciună din istoria internetului. Mulți m-ați întrebat. Nu te întreba nimeni nimic. Nu, asta e o minciună din totdeauna. Am puțin mai multă experiență decât voi și aia era cu... Fanii sunt curioși când lansați o nouă piesă. Nu. Aproape pe nimeni nu interesează. Oamenii sunt interesați de viețile lor, au problemele lor, lucruri de nejudecat. Da, că, normal. Până la urmă, mai important pentru mine e că trebuie să-mi plătesc o factură decât că scoate un șef formație o piesă sau că nu știu cine scoate un video pe YouTube. Da, nimeni nu e indispensabil, frate. Lumea își creează, pun cai înaintea căruței. În chestia asta și cu online-ul acum, e mai ușor ca niciodată să faci bani, e adevărat. Dar mulți apar și a doua zi vin cu produse, cu merch, cu... Nimeni nu e indispensabil, mai sunt niște, eu pot să stau fără să public 6 luni și după aia, ia încerc. Te uită lumea. Pentru că apar alții. Da, nobody cares până la urmă. Ai o procent de oameni care se identifică cu tine, că ăsta e secretul succesului, să ai oameni care se identifică cu tine, dar stai niște că te uită și ea. Sunt bombardați de conținut și de reclame și... Da, sunt oameni care te simpatizează, dar asta nu înseamnă că... Nu înseamnă că te sui în cap, că vezi, doamne, faci tu ce vrei de mâine sau... Dar de nu, fapt, te transformă într-un idol, într-o icoană. Nu-mi place asta. Eu când aud chestia asta cu... Mulți fug să spună că fac bani din chestia asta, că îi fac doar din pasiune. Că dacă faci doar din pasiune, eu dacă aș face doar din pasiune, aș face 4 clipuri pe lună, bine lucrate, de câte o oră, documentare. Că aș avea timp să mă ocup de el. Dar dacă fac 4 clipuri pe lună, câștig 500 de euro și cheltui 3.000. Și nu pot. Și trebuie să fac 15, trebuie să fac 16. Unul mai bun, un job. Unul mai bun, unul mai puțin bun, cu unul poate mi-e rușine, nu l-aș pune, dar facturile vin, impozitele vin, cazările se plătesc, vrei, nu vrei, știi? Deci, nu e pasiune, dar e și muncă, e și business. Și lumea trebuie să înțeleagă chestia asta. Important e să nu se debalanseze, să nu te duci nici prea mult într-o zonă. Eu am antidotul la mine. Eu am antidotul la mine. Balanța. Să nu mă ia capul cu bani, cu tâmpenii. Să nu uităm de ce am plecat de acasă. Și cred că ăsta e avantajul nostru cel mai mare. Acum 4 ani credeți că o să ajungeți aici? Nu. La Radio Zoo? Niciodată. Nu, la Radio Zoo. Nu a fost, cred că... Asta ascultă multă lume, foarte multă lume în Spania, în toată Europa. Da, păi și noi vă ascultam. Mulțumesc. Uite, sora ei venea din Spania la... La Forța Zoo. La Forța Zoo, da. Asta vreau să zic, noi cred că am avut succes tocmai pentru că am plecat să călătorim întâi și după aia a ieșit chestia asta. Și chiar avem o pasiune pentru chestia asta. Pe eu, bune. Eu cred că ați avut succes pentru că sunteți naturali. Atât. Suntem noi. Da. E multă lume ne spune asta. Asta cred că dar să zic că ai și de pierdut. Adică și tu știi. Când ești foarte transparent și foarte clar, când ai păreri, jignești jumătate din public, practic. Oia care nu-s de acord cu tine.
Da, dar e important ca oamenii să învețe că nu avem cum să fim de acord tot timpul unii cu ceilalți. Și că așa cum și ei au dreptul la o părere și așa cum și ei, la un moment dat, nu sunt de acord cu toate lucrurile pe care le primesc, toate informațiile pe care le primesc, trebuie să aibă și ei toleranța să nu fie de acord cu... Cum zice Ion Rațiu, nu? Aia că o să lupt pentru toată viața mea ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Da. Asta este o chestie pe care dacă o vom învăța... E utopie. Nu cred că e posibil. Da. Plus că ăia care nu sunt de acord sunt și foarte gălăgioși. Da. Și te marchează. Noi ne-am dat seama de chestia asta că publicăm ceva și ne apreciază 500 de comentarii și ne înjură unul. Bă, și pe ăla țin minte, mă. Da. Pe ăla, de ăla mi-aduc aminte. Eu, ea nu. Aici. Da? Fiecare are rolul lui aici. Totuși sunt 500 de aprecieri, 4 sunt... 3 nasoare, să fie sănătoși, ce să le dorim. Da, încercăm să ne obișnim. Nu te pregătești nimeni pentru chestiile astea. Să fii expus la oameni. Da, te întărești. Da, cu timpul, da. Nu mai ne sperie nimic. De-abia aștept să văd și alte videouri de ale voastre. Oricum, le aveți pregătite unele, că aveți un soi de delay între ce filmați și ce postați. Transnistria, da. Aia chiar vreau să o văd și din punctul vostru de vedere, pentru că am văzut și de alți colegi care au făcut. Va fi polemic și asta. Dar e o zonă pe care chiar și eu aș vrea să o vizitez. Recomand, pe bune. Chiar e un muzeu în aer liber și Tiraspol. Exact. Și am înțeles că nu este deloc periculos. Nu. Nu te duc cu camera. A spus voi suficient. Am înțeles că ați filmat cu telefonul, nu? Nu, am filmat cu camera, dar am schimbat cardurile. E unul care l-am băgat la sutien. După ce am filmat și am pus unul gol, că ei te întreabă când vii, dacă ai vreo cameră, chiar dacă e mică, spun să le arăți ce filmaște. Și n-am nimic pe el. Uh-huh. Sau eventual iarăși telefonul, am făcut și niște poze ca turist. Da, poze, da, asta te lasă, știi, dar cu filmatul nu sunt prieteni, cred că au fost ținuți câteva ore în arest niște colegi de-ai voștri, jurnaliști, cu vreo 3 săptămâni, 6 ore. Deci, du-te ca turist, ei încearcă acolo să arate eleganța aia țaristă a Rusiei, știi? Cum stațiile de autobuz au formă de caroaj de ăla. Foarte drăguțe. Eleganță în mizerie. Da, e fain Tiraspol. Da. După aia ce-o fi după Tiraspol. Da, un vlog despre București privit prin ochii unui turist. Nu ați gândit să faceți? Cred că am făcut. Avem unul de acum 2 ani, dar era în pandemie și era... Adică eu de multe ori încerc să mă pun în București în pielea unui turist și să încerc să îmi dau seama dacă București e un oraș prietenos. N-am realizat încă, sunt extrem de subiectiv, sunt bucureștean, iubesc orașul ăsta, că e orașul în care am crescut, am copilărit. Nu cred că nici București ar trebui să fie emblema țării. Dar Bucureștiul, deși este la an lumină de ce se întâmpla acum 10 ani, mai are multe lucruri de îmbunătățit. Sunt multe Bucureștiuri, asta e. E București, depinde în ce sunt zone. Sunt puncte multe în București. Da. Ai pe toată calea Victoriei pe acolo, ai o eleganță superbă, știi? După aia trebuie să te uiți pe unde care te încuiala și eu ce nu... Uite, ca să ne apropiem de final... 50 de țări, eu n-am văzut trafic aici, bă băiatule. Deci nu există. Deci la Istanbul? Nu există. Nu. Eu n-am văzut în viața mea să stai atât în trafic și cu căile astea de ce trece tramvaiul ăla și rămâi blocat pe el și trebuie să treacă unul. Nu, deci pentru mine e un stres. Nu sunt eu cel mai expert șofer, dar pentru mine e un stres. Cel mai stresat am fost să conduc și am condus în multe țări din lumea asta, în Istanbul, pentru că am mers... Tăi, ești 22 de milioane. E adevărat, că sunt cât o România, tot orașul. Și o să râzi în Italia, în Milano în special, din cauza scuterelor. Nu, din cauza scuterelor, pentru că veneau din toate direcțiile. Și trebuia să mă uit de 7 ori în oglindă până să schimb banda, tocmai ideea să n-am vreo surpriză că mă trezesc unul pe capotă. Da, e un risc. Asta, și am zis că Napoli e mai rău. N-am ajuns, așa că... Da. Nu mă bat la trafic de București. Eu vă mulțumesc mult, și v-am ținut ceva, dar... Cât a trecut? Nu știu, nu-și dau seama. Asta e bine. Asta am trecut de 2 ore, dar e bine că am avut ce să povestim și sper că oamenii să se folosească de informațiile astea. Și noi sperăm. Și să vă urmărească, pentru că merită să urmărească poveștile voastre. Îmi pare rău că Ralu a vorbit atât de mult și poate Ralu, da, chiar ne-a eclipsat. Dar sper că te-ai simțit bine cu noi. Și am... A fost foarte fain. Mulțumesc mult de invitație. Și cu ochii pe voi în continuare. Ne auzim în primăvară. Doamne ajută. Zunivers Podcasts.